Vă binecuvintez pe fiecare care ați găsit de bine să veniți cu noi la părtășie. Dumnezeu cerului și a pământului să vă binecuvinteze cu tot ce vă doriți, bun după voia Lui. Ne închinăm în recitare de poezie cu fratele Decar, urmat de sora Dela, fratele Maghiar și sora Pintican. După aceste puncte voi anunța următoarele puncte. Slăvit să fie Domnul! La cina cea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revarsă de sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar, vai, uitase gazda o slugă a trimite. Un rob sau o copilă ca, după vremii lege, cureaua de pe glezne pe rând să le deslege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă privind cu tulburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare, și Duhul îi întreabă cu șoapta lui ușoară. N-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu? Nu șa de bine. Eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu, întreabă Duhul, sunt cel din urmă la Domnul între ei, dar tu ce ții doar punga, eu am făcut de ajuns. Am cumpărat merinde și mielul am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine o umbră de tăială. Dar tu, Matei, tu, Filii, dar tu, Tadeu, dar tu. Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor. Se spele ucenicii ca rog al tuturor. De atunci, pe apa vremii, atâția ani s-au dus. Și acum, câta oară se așează iar Iisus, să întrebe tot prin Duhul pe cei ce îl înconjoară. N-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră mărioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus în rai, dar azi sunt mii de armuri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un job. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților, te rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taine se preling, sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singuratici lipsiți de mângăiere, sunt prunci rămași acasă, cu mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal, se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui în cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât tratița, poporul și roata la fântână, și-o cană-n tablă acasă și un gal la o bătrână, să stai de veghe noaptea la câte un căpătâi,
Sunt toți cu greu bolnavul, sărabi și să mângâi, să scoți apoi la soare și să aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți împășori ștergarul? Chiar eu nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu sunt prea tânăr, eu stau lângă stăpân. Chiar eu nu am vreme, eu am făcut de ajuns. Chiar eu, se aude același trist răspuns. Și atunci lăsând să cadă cu nuna lui și haina, iubirii fără margini, trăindu-și iarăși taina, încet, a câta oară, se pleacă iar Iisus. Și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se pleacă lângă trunchi, stăpânul omenirii se pleacă în genunchi. La jugul fără slavă, Iisus iar se înjugă. El, împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdar de ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți, voi ce împăcate, nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul lui său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Tecar, frumoasă poezie. Ne închinăm acum cu sora Adela Rafa. Eu am pornit fericit pe-o cărare cu Iisus, bunul meu salvator. Deși spinos deseori drumul pare, eu mă țin de Iisus tăruitor. Brațul său iubitor mă conduce zi de zi prin încercări de orice fel. Harul său minunat mă va duce prin credință să ajung sus în cer. Eu am predat zdrobitoarea în povară lui Iisus și-am luat-o pe-a sa. Sunt fericit că-i atât de ușoară, am s-o port pe pământ cât voi sta. Brațul său iubitor mă conduce zi de zi prin încercări de orice fel. Harul său minunat mă va duce prin credință să ajung sus în cer. Lângă Iisus am aflat fericirea și doresc să-l slăvesc neîncetat. Prin harul său voi primi nemurirea când intra voi pe porți de smarai. Brațul său iubitor mă conduce zi de zi prin încercări de orice fel. Harul său minunat mă va duce prin credință să ajung sus în cer. Brațul său iubitor mă conduce zi de zi prin încercări de orice fel. Harul său minunat mă va duce prin credință să ajung
cer. Amin. Harul său minunat ne va duce prin credință să ajungem sus în cer. Condiția să cinstim în tot ceea ce facem, trăim, privind, simțim pe Domnul Iisus că trăim pe pământ. Și Doamne, ajută-ne! Fii binecuvântată, sora Adela! Acum ne închinăm în recitare de poezie cu fratele Valentin Maghiar. Mai este iertare în fața tonului de har, cu o inimă zdrobită, o rugă aduc și am un dor să-mi fie împlinită. Eu vin așa cum mă cunoști, netrebnic, cu rușine, și, Doamne, încă o dată îți cer să te înduri de mine. Nu-s vrednic eu de harul tău, nu-s vrednic de îndurare, sunt un mișel, un păcătos, dar vreau să-ți cer iertare. Mă uit cu scârbă în viața mea și îmi aduc aminte ce dor era în sufletul meu de lucrurile sfinte. Cum te iubeam și te doream și chiar în miez de noapte înălțam spre tine ruci fierbinți de lacrimi înecate. Atunci, într-una mă sileam să-ți plac, Iisuse, ție, cuvântul tău și legea ta îmi erau bucurie. În dragostea din tâi eram de jertfă mereu gata și atunci credeam că în mâna ta-i cununa și răsplata. Întreaga lume o priveam ca drept de șertăciune. Plăcerea mea era atunci cu tine în rugăciune. Dar m-am răcit și am pierdut gustul lucrării sfinte. Nu mai simt harul tău, Iisuse, cum îl simțeam înainte. Nu mai curg lacrimi pe obraz când mă gândesc la tine. Nu mai aud susurul blând trecând pe lângă mine. Mă înfior că sunt pierdut, că nu mai am ieșire, că n-am vegheat și m-am lăsat căzut în ațipire. Ca ta iubire am trădat în rânduri fără număr și când încerc să mă ridic, simt crucea grea pe umăr. Încerc să mă întorc din drum și mie cu neputință. Încerc să mă gândesc la rai, dar nu mai am credință. Mă simt pierdut, ca deseori în mine Duhul tace și-s vinovat că am făcut ce-am zis că în veci noi face. Încerc să mă trezesc din somn, din ațipirea-i sumbră și în loc să ies din starea mea, mă adâncesc în umbră. Mă hotărăsc să-mi fac mai des timp pentru rugăciune, dar tot bolborosesc mereu și nu pot prea multe spune. Dar inima întânjește în piept, doresc să-mi schimb starea, dar n-am putere căci ades prea grea îmi e cărarea. Ceea ce fără să cârtesc făceam odinioară, acum cu greu mă tot silesc să fac și mie povară. O, Doamne, mai există har pentru un om ca mine? Mă mai primești acum când vreau să mă întorc la tine? Mai ai în mira ta un strop de leac de vindecare? Să-mi vindeci sufletul bolnav, să-mi vindeci a mea stare? Mai pot eu, ca fiu rătăcit, să mă întorc acasă? Mai este pentru mine har să stau cu tine la masă? N-am niciun merit să îndrăznesc, să te mai numesc tată, nici să încerc să mă ridic ochii spre cer vreodată. Sunt vrednic să mă părăsești, să nu-ți pese de mine, că ce-am făcut cu ce mi-ai dat mai mult rău decât bine. Dar totuși este un nume scump și un miel de ispășire ce stă la dreapta ta acum și face mijlocire. În numele Iisus Hristos și al jertfei fără pată vin astăzi cer să te înduri de mine încă o dată. Lasă un strop de sânge sfânt să-mi facă aspălarea și mângâiat și fericit vreau să-ți simțesc iertarea, să-ți simt atingerea de sus cu leac de vindecare și ca logul din privor să sar drept în picioare, să simt prin Duhul tău ceresc o sfântă înviorare și sufletul împovărat
să simtă dezlegarea, căci te doresc cum cerbul doar izvorul dorește. O, Doamne, umple-mi inima ce după tine tânjește. Dezleagă orice lanț străin, frânge orice robie, durerea sufletului meu transformă în bucurie. Leagă-mi tu rănile ce dor, ridica mea povară și lasă-mă să simt din nou în suflet primăvară. Inima mea cu funii noi de tine azi o leagă, să nu mă mai despart de acum de tine o viață întreagă. Și dă-mi de azi un cuget nou și o minte înțeleaptă, să nu-mi abat pașii de acum de pe cărarea dreaptă. Înviorează-mi duhul meu, mărește-mi tu credința, să pot zări din nou un rai răsplata biruința. Să simt din nou în rugăciuni cu tine părtășia și să nu mai lipsească în veci din suflet bucuria. O, Doamne, ascultă ruga mea, privește-a mea dorință și ajută-mă să mă întorc la vechea pocăință. Ia Duhul Tău și pacea Ta să lăsluiască în mine, călăuzindu-mi pașii mei până în cer la Tine. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Maghiar. Ne închinăm în continuare în cântare cu sora Pindica Valeria, urmată de fratele Cornel Baică o poezie, sora Nica Gazda o cântare, sora Luminița de asemenea o cântare, familia Tomșa o cântare. După aceste puncte voi anunța ceea ce urmează. Gloria Domnului! Voi cânta în orice vreme, Dumnezeule slăvi. De nimic nu mă voi teme, că în toate m-ai păzi. Cât de mare ar fi furtuna, de nimic eu nu mă tem, că Tu ești întotdeauna Salvatorul meu suprem, Salvatorul meu suprem. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, că Tu, Doamne, m-ai salvat, că m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Sunt atât de fericit, scump Iisus, că mă iubești, că viața mi-e păzită și că Tu mă ocrotești. Valuri multe de-or să vină, întuneric cât de greu, știu că Tu îmi ești lumina, Tu ești adăpostul meu, Tu ești adăpostul meu. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, că Tu, Doamne, m-ai salvat, că m-ai binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. O, aș vrea ca niciodată să nu te mai întristez, viața să fie curată, zilnic mai mult să veghez, să te laud totdeauna și mai mult să te iubesc. Cât de mare ar fi furtuna, vreau să pot să-ți mulțumesc, vreau să pot să-ți mulțumesc. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta întotdeauna, că Tu, Doamne, m-ai salvat, că m-ai binecuvântat.
Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Că nimic nu-i la întâmplare pentru mine pe pământ, iar când tu cu slavă mare vei veni din cerul sfânt. Voi uita că a fost furtună, voi uita că am plâns cândva. Vom fi veșnic împreună, veșnic te voi lăuda. Veșnic te voi lăuda. Voi cânta, voi cânta, te voi binecuvânta. Cât de mare ar fi furtuna, voi cânta în totdeauna, că Tu, Doamne, m-ai salvat, că mai e binecuvântat. Voi cânta, voi cânta, veșnic te voi lăuda. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sor Valeria. Ne închinăm în recitare de poezie cu fratele Bai Cornel. Te trece Iisus prin școala răbdării. Te trece Iisus prin școala răbdării să vadă de poți suferi pe nedrept, să vadă ce faci când durerea trădării și vorbele grele te apasă în piept. Te trece Iisus prin momente cumplite, cu lacrimi amare și răni și întristări, te trece prin clipe și stări neîmplinite, ce în tine ridică mulțimi de întrebări. Te trece Iisus și prin școala iertării, să vadă de poți ca să ierți pe vrășmaș, pe cruce, în chinuri, sub valul locării, rugase pe Tatăl să ierte pe ostaș. Te trece Iisus și prin școala smeririi, să-ți vadă purtarea când ești umilit, să-ți vadă tăcerea și harul iubirii pe care îl arăți celui ce ți-a greșit. Te trece Iisus prin necazuri, probleme, să-ți vadă credința în ceasul cel greu. L-auzi cum îți spune duios, nu te teme, căci eu sunt cu tine în toate mereu. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Cornel, frumoasă poezie. Ne închinăm în cântare cu soarnica gazdă, urmată de sora Lumnița și sora Alina Tomșa. Continuăm, sora Nica Gazda probabil că nu aude, ne închinăm cu sora Luminița. Imediat. Cer iertare, sora Luminița, dar unii leviți cred că au probleme cu rețeaua și ies afară fără să fiu anunțat. Și asta nu-i treabă nici pe ei. Când rețeaua cade, cade. Nici o problemă. Mulțumesc. Când ești în disperare, când tot pare a se nărui, când nu mai ai pe nimeni, aleargă la Iisus, vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfici, crede-n El, păcatele îți iartă El și odihna El îți dă. Povara când te apasă și în fața
Vezi numai o sândă, gândește la Iisus. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede în El. Păcatele îți iartă El și odihnă El îți dă. A tale mari păcate, spălatulea lui sânge scump, chiar cei mai vinovați sunt de el răscumpărați. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede în El. Păcatele îți iartă El și odihnă El îți dă. Vin dar fără de zăbavă, proșternă-te înaintea Lui, primește acum iertare, iertarea Lui Iisus. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede-n El. Păcatele îți iartă El și odihnă El îți dă. Vin la Iisus, vin chiar acum, nu te sfii, ci crede-n El. Păcatele îți iartă El și odihnă El îți dă. Domnul să vă binecuvânteze, sora Luminița. Ne închinăm cu familia Tomșa, după care urmează sora Dan Ana cu o poezie, sora Betelă o cântare, sora Maria Baidoc o poezie. După aceste puncte, voi anunța ceea ce urmează. Is
Înainte să cânte următoarea cântare, aș vrea să rog pe cei care aveți administrare secundară să nu umblați la reglări. Nu știu care a umblat și a închis meeting-ul. Am fost contactat de foarte mulți că nu pot să intre. Vă rog, nu umblați, că nu știți unde umblați, sau dacă umblați intenționat, vă rog să ne pocăim împreună cu mine. Să nu blocăm meeting-ul. Vă rog din suflet. Că altfel sunt nevoit să las numai păstorii, pentru că e sigur nu umblăm, și atunci mulțumesc de înțelegere. Acum ne închinăm recitarea de poezie cu sora ta, Ana. Dragostea, trăim în trupul acesta limitat de viață, trăim adesea stări nedeșifrate, de pace, bucurie ori speranță, dar dragostea e mai presus de toate. Au încercat-o poeții să o descrie în mii de strofe, ritmuri sau măsuri. Au cântat-o în dulce melodie cu o chitară vechi trupaduri. Au căutat-o regii prin castele, dar și săraci în bojdeuca lor. Se mai caută prin telenovele, reviste, site-uri sau televizor. Dar toate zgona aceasta se sfârșește în lacrimi, remușcare și amar, căci dragostea adevărată se găsește îngenunchiat la crucea din Calvar. Acolo-i locul unic de întâlnire, dar ce puțin îl află, dragul meu, că dragostea e mai mult ca o simțire, ea, dragostea e însuși Dumnezeu. Și Dumnezeu e plin de bunătate, chiar și cu cei ce deseori jignesc, chiar și cu acel ce aspru cuiul bate, el le-a spus pe cruce, Tată, îi iubesc. Căci dragostea acoperă chiar totul și vorbea des susturătoare, iar rabdă și atunci când ochiul udă obrazul în lacrimi arzătoare. Ea crede tot și mai nădăjduiește că vine o zi când va fi prețuită și chiar de-i ură și atunci iubește, căci dragostea nu este prefăcută. Nu are vorbe în vocabular să lingușească frații niciodată, doar adevărul e al ei altar și vorba ei e pururi neschimbată. De laudă nu scoate un cuvânt, deși e mai presus de toate. E plin de dragoste nici, cel plin de dragoste nici când mândria sau orgoliu nu-l cunoaște. Ce să vorbim de ură sau mânie sau ceartă, nici nu pomenește. Acela ce le are să nu spuie că dragostea înăuntru îi locuiește. Eu tot să-mi spun, dăruiesc averea toată, mașini sau case, cont bancar, dar n-am nimic să dorm în stradă, de nu iubesc, e totul în zadar. Chiar chipul de l-aș da anume, să fie ars, să fie răstignit, de nu iubesc,
pe cei de lângă mine, jertfa-mi folosește la nimic. Despun că dragostea mea mare, că așa de mult iubesc pe Dumnezeu, dar sora de alături moare, nu sunt decât un jalnic fariseu. Dragostea curată să o iubească și pe vrăjmașii ce-ar sfârma, ori noi n-avem pe cel din casă și atunci, ori noi nu-l vrem pe cel din casă și atunci întreb, avem noi dragostea? Să nu vorbesc cu cel de lângă mine o zi, o lună, un an poate, dar spun că am dragoste creștine, să nu mă înșel. Sunt plin, dar plin de răutate. Ca și creștini născuți la cinzecime, noi credem și dorim botezul sfânt, dar pot vorbi în mii de limbi străine, de n-am dragoste, vorbesc în vânt. De a-și cunoaște taine, daruri sfinte și toată știința de a-și stăpâni, credință să am, să pot muta un munte, eu sunt nimic, de nu mai pot iubi. De spun că-l iubesc pe tata mare, dar pe-ai mei din casă îi mințesc. Copii iubiți, e o autoînșelare și într-o zi vedea voi ce zidesc. Iubirea pentru ai mei îmi este certificatul că sunt un om născut din Dumnezeu. De nu-l am, eu dovedesc și cu faptul că nu-l cunosc și nici nu sunt al său. Iubirea pentru frați e barometru ce-mi indică de voi a fi cu el, că-și dragostea-i stăpână în tot cerul și de nom fi acolo nu e locul meu. Prieten drag, iubirea e adevărată, nu stă în vorbe, astea amăgesc, ci dragostea în fapte-i măsurată, dar fapte sfinte cele ce zidesc, căci Dumnezeu dragostei divine un singur fiu a avut moștenitor și chiar pe el l-a dat la omenire, căci dragostea-i în cel ce-i dătător. Da, dragostea e astăzi mult căutată. De ce puțini o află, dragul meu, că dragostea supremă adevărată este și a fost și fiva Dumnezeu. Să ne întoarcem dar cu fața toată la sursa dragostei adevărate, să fim umpluți, să ne inunde viața, să o trăim aici cu plinătate. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Ne închinăm în cântare cu sora Betela. Slavă Domnului! O cântare de mărire am în inimă mereu, de când l-am găsit pe Iisus la Calvar. El mi-a dat odihnă sfântă, pace sufletului meu, și sunt liber, fericit prin al său har. Inima îmi cântă azi cântarea plină de nespuse bucurii, mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Cât de mult doream să aflu drumul cel adevărat, cineva să-mi ia păcatul dureros. Am aflat că el o sândă la Golgota a purtat și-am venit atunci la cruce bucuros. Inima cântă cântarea plină de nespuse bucurii, mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Câtă frică și întuneric pe cărarea mea era, când umblam rătăcitor fără Iisus.
Am adus la el povoara și de atunci în viața mea bucuria și lumina au pătruns. Inima îmi cântă ascântarea plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca cei din Valea Plângerii. Merg spre casa unde veșnic fericirea voi gusta, în eternul strălucitul meu palat. Față-n față-n mărire pe Iisus îl voi vedea și cu sfinții voi da slavă neîncetat. Inima cântă ascântarea plină de nespuse bucurii. Mai frumos nici îngerii nu cântă ca acei din Valea Plângerii. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, Betela. Ne închinăm cu sora Maria Baiboc în recitare de poezie, urmat de frățiorul Atila, după care am să rog din nou sora Dela și sora Luminița să mai pregătească o cântare cu sora Tomșa, iar după sora Tomșa, fratele pastor Rafa Grigore ne va aduce un mesaj în seara aceasta, undeva la 30-35 de minute, după care vom trece la întrebări. Vom pune întrebări pastorilor, iar ei în lumina Scripturilor ne vor răspunde prin Duhul Sfânt. Acum rugămintea care o mai am pentru cei de pe YouTube, vă rog să vă formulați întrebările și să scrieți din acest moment numai și numai întrebări, ca să mă pot organiza să le citesc și să facem o lucrare organizată așa cum place Domnului și cum spune Scriptura, Dumnezeu, Dumnezeu al rânduielii și al păcii ca în toate bisericile sfinților. Același lucru vreau să am și în această emisiune. Vă mulțumesc că mă ascultați, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne închinăm cu sora Maria Baiboc. Slăvit să fie Domnul! Domnul are trebuință peste veacuri ca un vuiet și azi încă mai răsună un ecou ca straja noastră, purtător de veste bună. Pare și vine din zări senine. Domnul are trebuință, suflete chiar azi de tine. Nu-ți disprețui ființa, nici ușoară ta valoare. Ai un mister, un tezaur, o valoare. O comoară nedescrisă este însuși viața ta. Domnul are trebuință în orice moment de ea. În lăuntru ființei tale simți că ești un instrument și că însuși Creatorul te-a dotat cu un talent. Folosește-l fără preget, chiar de e mai mărunțel. Domnul are trebuință în lucrarea sa de el. Te-ai gândit cumva vreodată că al tău cuget frumos poate fi o călăuză pusă în slujba lui Hristos? Uneori prin fapte simple, într-o formă oarecare, Domnul are trebuință chiar de tine în lucrare. Ești cumva rămas în urmă, ultimul din turma sa, șchiopătând printre ispite sau plângând nu te lăsa. Bate la ușa îndurării. Intră, nu-ți fie rușine,
Domnul are trebuință totdeauna și de tine. Poate ai un cuget nobil, ori și când cuceritor. Cu el mângâi inimi multe, e balsam vindecător. E plin de seninătate, e curat și e fidel. Să știi, Domnul are trebuință în lucrarea sa de el. Poate întâmplarea face să fii chemat mesager, să areți sufletelor calea și cărarea către cer. Du-te, nu sta la îndoială, chiar de oamenii sunt răi. Domnul are trebuință în lucrare și de ei. Uneori pe calea crucii, văzând mulți nenumărați și tu fiind pus în rânduri acelor însetoșați, când vii la închinare, templele desarhi pline, nu da înapoi, căci Domnul are trebuință și de tine. Sau poate pășind alături de unul ce stă să cadă, e luat de valul vremii și nu știe ce să creadă, nu lăsa, arată-i calea, poate e mai ușurel, însă Domnul are trebuință sus în ceruri și de el. Unii simt că din păcate nu se mai pot ridica, luminează-le viața, insistă-i și nu-i lăsa, spune-le fără încetare, păcătoși, flămânzi și goi, Domnul are trebuință neapărată și de voi. Voi ce ați auzit mesajul scurs prin firul milenar, azi suntem chemați pe nume și primiți putere, har. Nu mai zăboviți în lume, ieșiți toți din nepăsare. Domnul are trebuință de toți în a sa lucrare. Amin. Mă bucur de poezia care ați recitat-o și aș avea un mesaj pentru cei de pe YouTube sau cei de pe Zoom. Dragii mei, aș vrea să știți un singur lucru. Toți cei care slujesc aici în emisiunea mea sunt oameni verificați de mine și cu acceptul meu vor face o slujbă. Dacă cineva are ceva de zis să mă contacteze, pentru că eu sunt în măsură să dau răspuns fiecăruia din dumneavoastră. De aceea nu vă apucați la discuții și la vorbe care nu vă aparțin și care Biblia vă interzice. Categoric vă interzice. Domnul Iisus ne-a dat o pildă, trebuie să urmăm să fim ca el blânși și smeriți cu inima, iar în ce privește slujirea aici, în emisiunea aceasta, să știți că nu poate sluji oricine și oricum. Asta vreau să vă confirm. Iar dacă auziți vorbe și discuții din alte părți, căutați să vă pocăiți și să lăsați deoparte, să nu spionați. Domnul în călătoria mesianică n-a fost spion și n-a căutat să facă pe polițistul. Căutați să înțelegeți acest lucru și să putem avea o părtășie binecuvântată. Acum ne închinăm cu băiețelul Atila și fratele Sorin Avram. Pace! Pace, mă, frumosule, mi-ai lipsit, tu nimeni îmi dat atâta timp, mă. Te ascultăm cu plăcere. Vreau să pregătească și Violeta o cântare după fratele Sorin Avram, după care fratele păstor Rafa ne va duce mesajul. Acum l-ascultăm pe frumosul. Vretnic ești de cinste și închinare, ridică mâinile noastre, înălțăm numele tău. Vretnic ești de
ridică mâinile noastre, înălțăm numele Tău. Ce mare ești și ce mare minun faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești și ce mare minun faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Vrem să spunem lumii despre Tine, cum prin moartea Ta pe cruce tuturor ne-ai arătat, căci Tu ești Domn, Tu ești Domn cu adevărat. Și păcatul mi-a iertat, și păcatul mi-a iertat. Ce mare ești și ce mare minun faci Tu, și ca Tine altul noi, și ca Tine altul noi. Ce mare ești. Amin. Amin. Cer iertare pentru rectificarea făcută. Nu că am uitat de sora Adela, de sora Luminița și de sora Tomșa, dar au apărut între timp sorina Avram cu sora Violeta, am zis să-i pun pe ei, vreau să anunț lucrul acesta și după predica fratelui păstor Rafa, veți fi primii care veți intra în slujba. Vă mulțumesc de înțelegere. Vrem să lăsăm timp și pentru întrebări. Acum ne închinăm cu fratele Sorin Avram, urmat de sora Violeta, după care fratele păstor Rafa ne va aduce mesajul rânduit pentru această seară. Slăvit să fie Domnul! Când privesc bolta înstelată, ce-i întinsă sus, mă cuprinde un dor să merg înspre Iisus. Sunt ca Petru ce-a pornit pe val, se scufunda mâna mea, vreau să o simt în mâna Ta. Mâna Ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea, mâna Ta, Doamne, mă păzește în noaptea grea și poate fi valul înalt. Tu ții corabia mea, mâna Ta, Doamne, mă va purta. Când șuvoaiele înspumate vin asupra mea, și când vântul rău m-aruncă la pământ, deși inima mi se oprește în loc, eu nu mă tem, mâna mea vreau să o țin în mâna Ta. Mâna Ta, Doamne, m-a scăpat din noaptea grea, mâna Ta, Doamne, mă păzește în noaptea grea și poate fi valul înalt. Tu ții corabia mea, mâna Ta, Doamne, mă va purta. Mâine dincolo de noapte, în aizorii zi, voi deschide ochii printre galaxii. Și-am să strig slăvit să fii și azi și în veșnicii, mâna mea vreau să știu mâna Ta. Mâna Ta, Doamne, printre stele m-a purtat, mâna Ta, Doamne,
mă va duce în țara mea, dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Dar mâna ta va așeza pe cap coroana cea grea, mâna ta, Doamne, mă va purta. Amin. Domnul să te binecuvânteze, frate Sorin. Când suntem purtați de mâna Domnului și ascultăm. Vreau să reamintesc celor de YouTube, vreau să nu mai scrieți nimic, numai să puneți întrebări. Pentru că după predica fratelui păstor Rafa Grigore, vrem să citim întrebările în ordinea care se scriu, iar frații păstori să poată să vă dea răspuns. Vă rog din toată inima, nu mai scrieți nimic, numai întrebări. Altfel sunt nevoit să vă blochez dreptul de a mai scrie pe YouTube. Puteți sta cu noi, dar nu veți mai putea scrie. Și nu vreau lucrul acesta. Vă mulțumesc că mă ascultați. Acum ne închinăm cu sora Violeta, după care fratele păstor Rafa ne va duce mesajul. Părinte Sfânt, înaintea ta acum venim și neproștenem iubitor să-ți mulțumim, căci până aici ne-ai ajutat și în viață încă ne-ai păstrat pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat. Căci până aici ne-ai ajutat și în viață încă ne-ai păstrat pentru iubirea ce pentru noi ți-ai arătat. Ne-ai dat aici atâtea binecuvântări, ne-ai mângâiat și alinat multe dureri, ne-ai fost alături iar greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăvi, bun Dumnezeu. Ne-ai fost alături iar la greu și ne-ai întins mâna mereu. Pentru aceasta te vom slăvi, bun Dumnezeu. Izvorul tău a curs într-una nesecat și apa ta de atâtea ori ne-a înviorat. Ne-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest dar. Ne-ai dat o poartă către har prin Fiul tău sus la calvar. Îți mulțumim, o Doamne bun, pentru acest har. Amin. Domnul să te binecuvânteze, Tabita. Dragii mei, din momentul de față nimeni nu mai scrie absolut nimic. Vom fi concentrați asupra cuvântului care fratele păstor Rafa ne-l va duce în această seară. Frate păstor Rafa, Domnul să vă dea har. Fiți binecuvântați, frați și surori, ne bucurăm să ne întâlnim în fața Cuvântului Dumnezeu, să deschidem Sfânta Scriptură la pagina 339 în cartea 2 a profetului Samuel, capitolul 14. Vom citi de la versetul 1 la versetul 8. Frate păstor, vă auziți foarte încet. Ce se întâmplă? Numai o secundă să văd. O secundă să văd dacă e de la mine. Nu știu, nu-mi dau seama. Tot așa se aude pe laptop sunt. Acum merge mai bine. Deci,
2 Samuel, capitolul 14, vom citi la versetul 1 înainte. Ioab, fiul Țeruiei, a băgat de seamă că inima împăratului era aprinsă de dor după Absalom. A trimis să aducă din Tecoa o femeie iscusită și i-a zis: fă-te că plângi și îmbracă-te în haine de jale. Nu te unge cu un de lemn și fii ca o femeie care de multă vreme plânge după un mort. Să te duci astfel la împărat și să-i vorbești așa și așa. Și Ioab i-a spus ce trebuia să zică. Femeia aceea din Tecoa s-a dus să vorbească împăratului. A căzut cu fața la pământ, s-a închinat și a zis: împărate, scapă-mă! Împăratul i-a zis: ce ai? I-a răspuns: da, sunt văduvă, bărbatul mi-a murit, roaba ta avea 2 fii, amândoi s-au certat pe câmp și n-a fost nimeni să-i despartă. Unul a lovit pe celălalt și l-a omorât. Și iată că toată familia s-a ridicat împotriva robei tale zicând: scoate încoace pe ucigașul fratelui său. Vrem să-l omorâm pentru viața fratelui său pe care l-a ucis. Vrem să nimicim chiar și pe moștenitor. Ei ar stinge astfel și tăciunele care mai rămâne, ca să nu lase bărbatului meu nici nume, nici urmaș viu pe fața pământului. Împăratul a zis femeii: du-te acasă, voi da porunci cu privire la tine. Amin. Titlul acestui mesaj este: ce ai? E foarte interesant, n-am auzit niciodată, nu rețin, să fi auzit predică din pasajul acesta. Femeia aceasta redă exact starea sufletească a împăratului David. Inima lui tânja de dor după Absalom, dar nu avea puterea, curajul să îl aducă înapoi. Și atunci Ioab, căpetenia oștirii, văr cumpăratul cu David, folosește acest vicleșug ca să scoată ceea ce era în inima lui David. Și a reușit, pentru că Absalom a fost adus înapoi și astfel inima împăratului a fost mângâiată. Întrebarea aceasta, ce ai, este o întrebare care e foarte frecventă în Sfânta Scriptură și are ascunse multe lucruri, ca și cum putem crede, ca și cum am putea crede la o privire superficială. În primul rând, această întrebare, ce ai, se poate referi la starea noastră sufletească. În cartea Genesei, capitolul 21, de la versetul 17, cuvântul Domnului ne vorbește despre o femeie care a fost abandonată sau trimisă în pustiu de Avram. Numele ei este Agar. Era un om bogat, ar fi putut să-i dea o cămilă sau un măgăruș. I-a dat doar câteva pâini, probabil, și un burduf cu apă. Și a alungat-o și pe ea, și pe copilul ei. Interesant lucru, ca un om credincios, cum a fost Avram, să se comporte într-un asemenea mod cu fiul lui, pentru că Ismael era fiul lui. Și m-am gândit că Dumnezeu câteodată îngăduie în viața noastră, fără să intervină imediat, astfel de situații. Oameni credincioși se comportă cu ceilalți într-un mod care nu-i onorează și care nu place Domnului. De ce îngăduie Dumnezeu astfel de situații? Nu putem să răspundem de fiecare dată. Observați în situația aceasta relatată de Sfânta Scriptură,
Cuvântul Domnului ne spune că Agar termină repede proviziile. Pâinea, apa, a luat copilul care probabil că era într-o stare de semileșin, l-a pus undeva sub un tufiș și a spus, nu vreau să îmi aud plânsul. Cred că atunci când copilul îi cerea mâncare și apă, Agar îi dădea și porția ei, dar s-au terminat toate. Dumnezeu îngăduie în viața noastră astfel de momente în care parcă încercarea devine tot mai puternică. Presiunea asupra ființei noastre din partea încercărilor, a loviturilor pe care ni le administrează viața sau vrăjmașii noștri sunt tot mai puternice. Și ajungem în situația aceea în care cuvântul lui Dumnezeu spune că Îngerul Domnului a auzit plânsul copilului și o întreabă pe Agar, ce ai tu, Agar? Dacă v-aș întreba pe fiecare, ce aveți? Ne spune, sunt nemulțumit. Sunt nemulțumit de copii, sunt nemulțumit de soț, sunt nemulțumit de biserică, de păstor, de cei care cântă, sunt nemulțumit de fratele Florin, sunt nemulțumit de fratele Grigore, de Vasile, și de cei bătrâni, că sunt prea bătrâni, și de cei tineri, că sunt prea excentrici câteodată. Nu e o realitate această întrebare, ce ai? Și poate câteodată nu putem să răspundem, sau câteodată răspundem și putem să răspundem. Dar în sufletul nostru există o sămânță, o durere pe care poate oamenii nu o văd. Ne este frică de viitor, îmi spunea George, băiatul, mi-a trimis un mesaj. Când am intrat în biserică, acum după masă, mi-a spus, am primit un mesaj din Isaia, unde spune așa, nu te teme. Și în timp ce urmăream fetița de un an și ceva se plimba prin biserică, a venit un frate, s-a apropiat de mine și a spus, am îndemn din partea Domnului să pun mâna peste tine să mă rog. Și s-a rugat. Și a spus, Dumnezeu, îmi spune să spun, să nu te îngrijorezi. Și mi-a spus un lucru pe care îl cunoaștem numai noi, în familie. Și spunea, cum e posibil ca în aproximativ 2 ore să primesc același mesaj prin persoane diferite, în moduri diferite? Nu poate fi o întâmplare. Și a spus, categoric, nu. Și cu toții din familie a recunoscut că e cuvântul lui Dumnezeu pentru temerile lui în noul an. Frați și surori, Dumnezeu te vede, te știe, îți cunoaște neîmplinirile, îți cunoaște pustiul, deșertul în care ești. Și Domnul i-a spus lui Agar, Domnul a auzit, Domnul vede, Agar, ia copilul, ia-l de mână. Și a deschis ochii să vadă izvorul. Și Dumnezeu i-a vorbit cu privire la viitor. Eu vreau prin Duhul Domnului să-ți vorbesc, să spun că Dumnezeu vede starea, neliniștea, vede ceea ce e în sufletul tău, pătrunde până la gândurile și judecățile ascunse ale inimii, la frământările tale. Și Dumnezeu spune că viitorul nu e în puterea ta, nu e în posibilitățile tale. Viitorul este în mâna lui Dumnezeu. El a venit să avem viață și viață din belșug. Și aceasta el o dăruiește copiilor săi. Slăvit să fie numele Domnului. În Estera, capitolul 5, cu versetul 2,
cuvântul Domnului ne spune că Estera intră în curtea dinăuntru a împăratului, în locul în care își punea viața în pericol. Și împăratul Ahasverus și-a văzut-o. Și Biblia spune că întinde toiagul și o întreabă: ce ai tu, Estera? Și Estera îi spune ce are în plan. Îl invită la masă pe el și pe Haman. Dar în inima ei, numai Dumnezeu știa ce are. Știți ce avea în inimă? Avea în inimă salvarea poporului său. Avea în inimă dorința să primească viață din mâna împăratului pentru poporul iudeu. Și Dumnezeu așa conduce lucrurile, cunoașteți istoria, îi dăruiește viață pentru ea și pentru poporul ei. Și o mare binecuvântare, slăvit să fie Domnul. Avem noi, în noi, în intențiile noastre, în gândurile noastre, în preocupările noastre, viață pentru vecinii noștri, pentru cei dragi. Există atâtea cupluri în bisericile noastre. Unul este împăcat cu Dumnezeu și unul nu este. Și Biblia spune că în curând va veni ziua în care unul va fi luat și altul va fi lăsat. Va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Avem noi în preocupările noastre lucruri sau ce trebuie să facem, știm și vrem să facem lucrul acesta ca să obținem viață? Domnul să ne binecuvinteze, să avem acest gând și această preocupare în viețile noastre. Exod 4:2. Moise este întrebat de Dumnezeu: Moise, ce ai în mână? Și Moise spune: un toiac. Dacă e cazul, apăr oile, dacă nu le direcționez, le conduc, le disciplinez ca și un bun păstor. Și Domnul îi spune: Moise, aceasta vezi tu cu ce ai în mână. Dar ia toiagul și aruncă-l jos. Și cuvântul Domnului ne spune că toiagul s-a prefăcut în șarpe. Și Domnul i-a spus: prinde-l de codă. Și Moise l-a prins. Și toiagul, șarpele s-a prefăcut din nou în toiag. Cu toiagul acela a lovit apele Mării Roșii. Cu toiagul acela, în mâna și pus în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu și-a manifestat puterea. Stânca a dat apă. Dumnezeu a făcut semne și minuni. Cu vocea ta, cu inima ta, cu ceea ce ai, nu știu ce ai, pune în mâna Domnului. Un copilaș pune în mâna Domnului 5 pâini și 2 pești. Știți ce s-a întâmplat? Au fost săturate mii de persoane, bărbați, femei, copii. Erau de 3 zile în pustie, așteptau, ascultau cuvântul Domnului. Și Domnul face o lucrare extraordinară. Cu ceea ce ai pus în slujba și dat Domnului, Dumnezeu folosește pentru binecuvântare și au loc minuni. Dar poate tu n-ai dat niciodată nimic Domnului. Îți este frică. Te-ai obișnuit să stai undeva retras, ascuns printre vase, ca și Saul. Cât timp a stat ascuns, nu s-a întâmplat nimic. Când a ieșit afară, a auzit glasul Domnului prin Samuel: acesta este omul pe care l-a ales Domnul. Tot Israelul spune că a cunoscut, deși Samuel era copil, că Domnul a așezat, a uns pe Samuel ca proroc. Slăvit să fie Domnul. Domnul vrea să facă lucrul acesta și cu tine. Pune-te la dispoziția lui. Geneza 19:12, și voi trece fugitiv pentru că sunt multe. Cuvântul Domnului îl întreabă pe Lot prin înger: Lot, pe cine mai ai aici? Mai ai pe cineva?
Și Lot a spus, mai am gineri, fii, fiice. Și a spus, scoate-i afară. Și cuvântul Domnului ne spune că Lot a mers și le-a spus, să ieșim afară, că noaptea aceasta Dumnezeu nimicește cetatea. A reușit? Știți ce a reușit să facă el? Să zăbovească. Dumnezeu ne cheamă să facem un lucru și noi zăbovim. Cuvântul Domnului ne spune că din zilele Ioan Botezătorul împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Explica cineva atât de frumos, spune că mântuirea a venit în casa lui Simon, fariseu. Și cu uimire acest văzut că o femeie păcătoasă din cetate intră, se aruncă la picioarele Domnului, începe să plângă, să le șteargă cu părul capului și să le ungă cu mir. Și Simon s-a mirat și a început să judece. Ce vreau să spun și cunoașteți istoria. Femeia a dat năvală și a apucat mântuirea. A primit iertarea și harul lui Dumnezeu. Și Simon a rămas cu judecățile. A rămas ca unul care a avut posibilitatea să fie scris în Sfânta Scriptură dintre învățătorii, dintre cărturarii lui Israel, care au primit mântuirea și au permis harul lui Dumnezeu să-l schimbe. Dar din păcate, Biblia ne spune că a rămas doar cu judecata. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că în curând mânia lui Dumnezeu vine și că noi avem obligație să scoatem pe cei dragi, pe cei apropiați, să-i scoatem din cetatea, din lumea aceasta care va fi mistuită în curând de mânia lui Dumnezeu. Cum putem face lucrul acesta? Sunt câteva lucruri. Rugăciune, vestirea cuvântului lui Dumnezeu, fapte vrednice de pocăință și stăruință în cereri și în mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze să putem face lucrul acesta. Aș vrea să abordăm puțin din altă perspectivă lucrarea aceasta. În Marcu 1:23, cuvântul Domnului ne spune că în sinagoga din Capernaum era un om care avea un duh necurat. Auziți ce avea? Bogatul din Marcu, din Luca 12. Avea bogății, așa credea el. Tânărul bogat avea multe bogății. Așa credea el. Dar uitați omul acesta ce avea. Cuvântul Domnului ne spune că era un om care avea un duc necurat. Dar nu cumva e frică la diavol să intre în Sfânta Biserică? Are curajul să vină la părtășie? Are curajul și puterea să se manifeste în rugăciune, în predică, în cântare? Mai avem situații și nu-i timp să le dezvoltăm. Când o femeie de 18 ani era cu un duc necurat și era în sinagogă și nu a observat nimeni, nu a interesat pe nimeni. Dar acolo era unul pe care îl interesa. Cu ce duh vii la biserică? Omul acesta avea un duc necurat. Și în versetul 24 ne spune cuvântul Domnului. Uitați ce ne spune că a făcut Domnul. Poate fruntașul sinagogii a dat o rugăciune, o poezie sau o cântare. Și poate a făcut lucrul acesta în fiecare sabat. Dar Domnul, uitați ce a făcut. Spune că a certat Duhul și a zis, taci!
Păi frate Florin, ia încearcă să nu-i dai o seară sau două la fratele Grigore Rafa, o predică sau să răspundă la întrebări. Să bucură! Cum am glumit puțin. Ce vreau să spun, fraților? Dumnezeu n-are nevoie de laude, de slujire din partea duhurilor necurate. Dumnezeu vrea să fie lăudat de cei care au o inimă curată. Și aceia trebuie să facă lucrul acesta cu dedicare. Predați în slujba lui Dumnezeu, înnoiți de Duhul Sfânt, curățați, iertați, aducând onoare numelui lui Dumnezeu, Domnul să fie slăvit și lăudat. Noi toți suntem în contact cu lumea duhurilor. Ori ne aflăm sub autoritatea Duhului Sfânt și prin noi vorbește Duhul Sfânt, ori suntem dominați de un duh, poate să fie de mânie, un duh de minciună, de nedreptate, de ipocrizie, de ghicire, de viclenie, de clevetire. În Luca 9:55, Iacov și Ioan se apropie de Domnul și spun: Doamne, vrem să facem o slujbă deosebită astăzi la adunare, în biserică. Ilie s-a rugat peste cei care au venit să-l prindă și a căzut foc din cer. Vrei să ne rugăm și noi pentru cei care resping Evanghelia, care nu vor să te primească, să vină foc din cer? Și uitați ce le spune Domnul. Nu știți de ce duh sunteți călăuziți. Când ai peste tine duhuri, orice duh care nu e Duhul lui Dumnezeu, Domnul mustră, te eliberează și de-abia după aceea poți să slujești înaintea Domnului. Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. În cartea Genesei, capitolul 29, versetul 17, aduc înaintea noastră pe cineva care avea și el ceva. Leia, soția lui Iacov, fica lui Laban. Biblia spune că, știți ce avea? Avea ochii slabi. Nu vedea bine. În 2 Corinteni 4:18 ne spune cuvântul Domnului: când ne uităm la lucrurile care se văd și vine boala, vin medicii și ne spun că nu mai e speranță și noi ne uităm la ceea ce spun și ascultăm ceea ce spun și uităm că avem un Dumnezeu mare, ne pierdem locul de muncă și avem impresia că e ultima bucată de făină sau ultima porție de făină și puțin îndelem și se termină, mâncăm, murim. Pavel spune așa: noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Noi nu umblăm prin vedere. Noi umblăm prin credință. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În Matei 7, versetul 3, mai spune cuvântul lui Dumnezeu o problemă de vedere în ochii multora. Sunt unii care văd peste drum, văd paiul, dar bârna care e în ochiul lor nu o văd. Poate ați observat că de multe ori mă ridic și îmi șterg ochelarii. O simplă pată poate să-mi împiedice vizibilitatea spre calculator, să-mi obtureze vederea. Și atunci este necesar să fac curățenia. Gândiți-vă să ai o bârnă. Și când judeci pe celălalt, când îl disprețuiești, când îl vorbești de rău, Biblia spune că problema vederii tale e gravă. Ai o vedere slabă și când ochiul tău e în întuneric, nu pătrunde lumina care să aducă har și binecuvântare. Și cuvântul Domnului este foarte categoric și spune așa: fățarnicule, întâi scoate bârna. Și apoi
Vei putea să vezi lămurit și paiul, dacă vei mai dori lucrul acesta. Dar cred că durerea proprii operații la ochii tăi va fi atât de intensă încât nu vei mai avea timp și dorință să judeci pe alții. Numărul 12 cu 10. Cuvântul Domnului ne spune: e o soră credincioasă, o soră deosebită. Când era tânără și fratele ei era în pericol să fie înghițit cu acel chivot pe Nil, l-a urmărit printre trestii și papură. L-a urmărit până a ajuns la fica fiicei lui Faraon. S-a apropiat de aceasta și i-a adus o doică pe mama copilului. Dar observați, când a crescut mare, când a ajuns prorociță și Dumnezeu vorbea, când Duhul Sfânt o folosea, într-un moment în care și-a uitat locul, și-a uitat slujba la care o chemase Dumnezeu, a început să judece ceea ce nu trebuia judecat. A început să vorbească cum nu se cade unei prorocițe, unei fiice a Sionului, unei soții, unei surori. Și l-a antrenat în această cursă să-l judece pe Moise, alesul Domnului, unsul Domnului, chiar pe fratele ei, pe Aron. Și amândoi s-au făcut vinovați de un păcat atât de mare încât Dumnezeu a trebuit să ia măsuri. Și Biblia spune că când Aron a privit spre Maria, spune că era albă de lepră. Maria spune că avea lepră. Știți ce s-a întâmplat? A trebuit să fie scos afară. Când în viața unui slujitor, a unei slujitoare, apare lepra, soluția îi să fie dus în locul în care lepra îi curățată. Nu mai poți să predici, nu mai poți să cânți, nu mai poți să prorocești, pentru că nu mai vorbește Dumnezeu și e posibil ca prin tine să vorbească alt duh. Să reciți călăuzită sau călăuzit de un alt duh. Să predici, să cânți și în loc să fie zidire, apare altceva. Domnul Dumnezeu să ne păzească de lucrul acesta. Spunea cineva: semeni dispreț, culegi blestem. S-ar putea să vorbească cuiva aceste cuvinte pe care le-a spus. Fie ca Dumnezeu să atingă și să dăruiască prin Duhul Lui pocăință. 2 Samuel, capitolul 13, cu versetul 3. Cuvântul Domnului ne spune că Amnon, băiatul lui David, un om deosebit, un băiat deosebit, frumos, avea toată posibilitatea să fie o căpetenie de seamă, poate chiar împărat al lui Israel. Și cuvântul Domnului ne spune că a venit un duc necurat, s-a cuibărit în ființa lui și a avut față de sora lui priviri, pofte, care erau din partea celui rău. Și avea nevoie de un sfat. Și avea un prieten, pe Ionadab, despre care Biblia spune în cuvântul Domnului că Ionadab era un om foarte, foarte șiret. O vorbă înțeleaptă spune: spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun cine ești. De vorbe șirete avea nevoie Amnon, un om frământat de pofte, de păcate, de vorbe șirete, de cuvinte ticluite
Știți ce el a dus? În timp ce mânca și petrecea în familie, a fost ucis, fără milă. Sora lui batjocorită, pentru că a primit sfaturi de la un om șiret, care n-avea nimic de a face cu Dumnezeu. Frați și surori, fratele Florin, fratele Talbo și cu toți încercăm să vă atragem atenția, aveți grijă. Nu oricine e chemat să primească mărturisiri și nu oricine e chemat să dea sfaturi. Fratele Florin atenționează, nu răspundeți pe YouTube. Un sfat nepotrivit poate să distrugă vieți, poate să aducă blestem, poate să aducă moarte. Îi nevoie de călăuzire de moment, îi nevoie de ungerea Duhului Sfânt, îi nevoie de ani de experiențe. Sunt situații și cazuri când un cuvânt poate ajuta sau poate dărâma. De aceea Amnon a murit de tânăr, pentru că a căutat sfat, a căutat ajutor la cineva care n-avea Duhul lui Dumnezeu, era un om viclean și care, și în fața căruia distrugerea reputației și a vieții și a onoarei unei fete nu valora nimic. De aceea să căutăm părtășia și Pavel spune, fugi și caută pe cei care slujesc Domnului cu o inimă curată. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și vreau să mă apropii de încheiere pentru că timpul a trecut. În Matei 7:25, cuvântul Domnului ne spune că era o casă. A fost acolo pe malul mării Tiberiadei, unde Domnul a spus pilda aceasta. E un mal abrupt. Se vede sus cetatea Cezareea așezată pe stâncă. Jos, furtunile care veneau de pe malul opus făcea să aducă valurile mării resturi de case care erau construite pe nisip. Și zona respectivă, ne-a explicat ghidul, era o zonă în care erau aduse resturile acelea, distruse de vânturi, de valuri, care n-aveau rezistență la furtună. Și se îngrămădeau acolo. Și Domnul le-a arătat ucenicilor imaginea acelei cetăți impresionante, Cezareea, așezată pe stâncă. Și acele resturi de locuință distrusă. Și Biblia spune că era o casă. Și este o casă și sunt vieți care sapă adânc și dau de stâncă și stânca e Hristos. Și pe Hristos își așează temelia credinței, a vieților, a preocupărilor, a năzuințelor lor, a speranțelor, a împlinirilor lor. Domnul n-a înșelat niciodată. Oricine își pune nădejdea în el nu va fi dat de rușine. Slăvit să fie Domnul! Și cine va spune așa de frumos, temelia pe care zidești determină veșnicia unde o vei petrece. De aceea Domnul să ne binecuvinteze. Și ultimul gând, Marcu 14:3 ne spune cuvântul Domnului că înainte de Paște, înainte ca Domnul să serveze cina, înainte ca să suferă, să fie batjocorit și răstignit. O femeie pe nume Maria avea un vas de alabastru cu mir de valoare extraordinară, un mir mirositor. Și femeia aceasta a venit cu ce avea mai scump, mai valoros, a adus Domnului. L-a pregătit fără să fie conștientă, a lucrat prin credință și a pregătit trupul Domnului pentru jertfa pe care trebuia să o depună. Frați și surori,
suntem chemați cu tot ce avem să devenim conștienți că n-avem nimic fără să fi primit și că tot ce avem în mâinile noastre s-ar putea să fie distrus. Înțelepciunea noastră s-ar putea să le puizeze curând, dar pus în mâna Domnului devine o binecuvântare extraordinară. De aceea să nu mai zăbovim tot ceea ce suntem și tot ceea ce avem, să aducem Domnului, Domnul să ne binecuvinteze. Și închei. Ce ai? Probleme? Bogății? Posibilitate de a sluji? Dă-le Domnului. Și în Psalmul 45 spune așa versetul 1. Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă și zic, lucrarea mea de laudă, cântarea mea de laudă este pentru împăratul. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, frate Grigore. Dragii mei, după cum ați sesizat, Dumnezeu din cer vorbește. Nu știu din cei care ați ascultat, ați luat aminte. În tot cazul, cei care ați scris, nu știu cât ați luat aminte. Ați sesizat că v-am citit mesajele ca să fiți atenți la predică. Doamne, să știți că e mare lucru să știți să asculți. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Degeaba scrii amin. Degeaba scrii Domnul să binecuvânteze frate Rafa, frate Talpoș, frate Florin, dacă nu asculți. Toate-s degeaba. Ascultarea, ordinea și disciplina plac lui Dumnezeu, să nu uitați treaba asta. Dumnezeu are ordine. Chiar și în ierarhia îngerilor. Îngerul Gavril, aducător de vești bune, Îngerul Mihail, apărătorul copilului Dumnezeu, are ordine, o disciplină. Vrem să avem și noi aceasta de dragul Domnului. Acum, dragii mei, voi da loc la câteva cântări, după care vom trece la puste întrebări. Sora Luminița va lăuda pe Domnul cu o cântare, urmată de sora Adela, sora Tomșa, sora Betuela, sora Violeta, frate, sora Pintican, sora Gazda și o fratele Sorin Avram. După aceste puncte vom trece la puste întrebări. Sora Luminița. E o stâncă ce de viacuri stă în valuri ca un far, adăpostor cărui suflet care dus de-al veții val. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, Iisus, Iisus Hristos. Urlă marea-n furiată, vântul șuieră-n prejur, însă eu stau fără teamă, ea mea stâncă veșnică. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. În zadar furtuna bate, geamai noapte în jurul meu, liniștit eu stau pe stâncă, zorii zilei așteptând. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, a
al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Spune-mi suflet dus de valuri, e Iisus și stânca ta. Dacă nu e, vin de grabă și iar cal mântuitor. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Stânca mea, a mea cetate, locul meu de adăpost, al meu sprijin în necazuri, e Iisus, Iisus Hristos. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Luminița. Ne închinăm cu sora Adela. Zi de zi, clipită de clipită, eu primesc sfinte puteri de sus. Să înving mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Iisus. El ce-ntrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-nchin și mă supun. Mă ajută în orice încercare să mă încred ferm în cuvântul său, ca să nu pierd dulcea mângâiere ce-o primesc mereu la sânul său. El ce-ntrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-nchin și mă supun. Mă ajută ca orice durere s-o primesc ca și din mâna sa, ceas cu ceas purtat de-a sa putere, până ajung în țara mea. El ce-ntrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-nchin și mă supun. El ce-ntrece orice bunătate, îmi dă zilnic tot ce-are mai bun. Sunt convins că Domnul știe toate, lui mă-nchin și lui eu mă supun. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Adela. Ne închinăm cu familia Tom și urmată de sora Betuela. Trebuie să se semene.
Domnul să binecuvânteze familia Tomșa. Ne închinăm cu sora Betela, urmată de sora Violeta. Tu vezi adesca pasul obosește și stovite ploapele-mi se închid. Iisuse, chipul tău atunci mi lasă, cu farmecul întreg cu a lui senin. Iisuse, chipul tău atunci mi lasă, cu farmecul întreg cu a lui senin. Că așa privi voi iarăși înainte, privindu-te putere umpleamă voi. Prin mii de neguri drumul mi vei deschide, de aceea te urmez cu mai mult tot. Nu vreau să fug o nu din greul luptei, e așa frumos pe-n vol purate mai, căci știu că mâna ta e atunci cu mine, iar drumul urcă mai presus de zori, căci știu că mâna ta e atunci cu mine, iar drumul urcă mai presus de zori. Adesea mă presoară greu pustia și mă cuprind adesea reci fior. Iisuse, atunci când nu mai am pe nimeni, e locul tău atunci să te cobori. Te aștept să vii, viața mi te dorește, sari peste munții care ne despart, căci tot adâncul inimii-mi tânjește și-n dorul tău privirile îmi ard. Căci tot adâncul inimii-mi tânjește și-n dorul tău privirile îmi ard. Nimic nu va ținea o veșnicie, nici încercări, nici lacrimi, nici dureri, doar arșița iubirilor de tine îmi umple viața întreagă de comor. Doar arșița iubirilor de tine îmi umple viața întreagă de comod. Amin. Domnul să te binecuvânteze, Betela. Ne închinăm în continuare cu sora Violeta, urmată de sora Pintican. Doamne, sunt al tău elev, mă primești în clasa ta. N-am stilou, n-am nici caiet, dar scriu pe inima mea, dar scriu pe inima mea. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi. Să învăț să pot trăi. Sunt elev cu multe absențe, deși clasele au trecut, dar cu multe corigențe, în viață de pocăit, în viață de pocăit. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi, să învăț să pot trăi.
Unii sar în alte clase, alții spun că au terminat. Nu mai vor să beau nici lapte, vor bucate tari deodat, vor bucate tari deodat. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi, să învăț să pot trăi. Zi de zi noi dăm lucrare de control extemporal din capitolul cel mare, luptă, luptă cu Satan, luptă, luptă cu Satan. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi, să învăț să pot trăi. Teoretic știm de toate, însă practic pe teren avem numai corigențe în probleme fel de fel, în probleme fel de fel. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi, să învăț să pot trăi. Frații noștri, știți prea bine ce-am aflat de la început. Ordin să se știe bine, de vrei mare, fă-te mic, de vrei mare, fă-te mic. Vreau să încep cu alfabetul și poruncile din tâi și încetul cu încetul să învăț să pot trăi, să învăț să pot trăi. Amin. Domnul să te binecuvânteze, Tabita. Frumoasă cântare. Ne închinăm cu sora Pintican, urmată de fratele Sorin Avram. Glorie Domnului! Nu lăsați să treacă vremea, trece însăși viața ta. Se apropie și timpul, socoteală când vei da. Trece ziua cea de azi, tu mai jos cu-o treaptă cași, sau cu una te ridici, că nu poți sta tot aici. Te ridici sau cobori, te ridici sau cobori, te întreb de două ori, te ridici sau te cobori. Oare banii sunt căderea de nu poți să te ridici? Că se mulți cu mari avere, dar cu sufletele mici. Dacă vrei să fii bogat, să ai sufletul curat, bogății să nu le zici celor ce rămân aici. Te ridici sau cobori, te ridici sau cobori, te întreb de două ori, te ridici sau te cobori. Nu căuta mărirea lumii, nu căuta să fii înălțat, căci Domnul Iisus ne spune, totul va fi spulberat. Dumnezeu a lepădat ce la oameni e înălțat. Umilința de-o iubești, află că pe drum bun ești. Te ridici sau cobori, te ridici sau cobori, te
te întreb de două ori, te ridici sau te cobori, te ridici sau cobori, te ridici sau cobori, te întreb de două ori, te ridici sau te cobori. Amin. Foarte frumoasă cântare. Domnul să vă binecuvinteze. Ne închinăm cu fratele Sorin Avram. După care vom trece la întrebări. Slăvit să fie Domnul. Pe drumul scurt al vieții tale, pe care așa grăbit alergi, n-ai vrea să-ți pui o întrebare, de unde vii și unde mergi? Cunoști tu îndeajuns cărarea pe care așa ușor pășești? Ți-ai pus vreodată întrebarea de mergi tu bine sau greșești? N-ai vrea să meditezi o clipă asupra sufletului tău, să-ți vezi viața ta pătată, să te întorci la Dumnezeu? Ți-e negru sufletul de patim, ești obosit și întristat, iar ochii tăi sunt plini de lacrimi. N-ai vrea să fii tu mângâiat? Tu, cel ce cauți fericirea, n-ai vrea să te întâlnești cu ea? O, nu dorești tu mângâiere și o haină albă ca de nea? Zadarnic cauți mângâiere în fapte rele și în păcat. Acestea sunt doar o amăgire, iar tu rămâi tot înșelat. Că setea ce o porți în tine e setea sufletului tău și aceasta poate să o aline doar unul singur, Dumnezeu. El e acel ce te susține, El e al tău mântuitor, El a lăsat și pentru tine să curgă al vieții sfânt izvor. El chiar acum te primește să vii smerit la crucea Lui, te spală și te curățește și îți dă cununa harului. Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Fii binecuvântat, frate Sorin. Frate Rafa, frate Bogdan, am fost anunțat de fratele păstor Talpoș că dimineața la ora 6 se duce la Hunedoara. Dumnealui s-a retras, dar sunteți voi aici. Vom căuta să dăm răspuns oamenilor la întrebările care le au. Trebuie să le caut puțin mai în sus, datorită faptului că n-am fost ascultat și alții au scris, sau scris. Și am trebuit să le caut întrebările. Pentru cei care nu știu să asculte și îmi iau timp de căutare. Așa. Pacea Domnului Iisus. Doresc o explicație la Iuda 1, versetele 22 și 23. Frate Rafa. Da, m-am uitat, am văzut și o întrebare pe YouTube. Acolo spune așa, mustrați pe cei ce se despart de voi. Căutați pe unii să-i mântuiți ca din foc. Deci, ce trebuie să facem când cineva vrea să despartă de biserică? Să-l mustrăm. De ce? Ca slujitori ai Domnului, avem experiența unor frați care au plecat din biserică și s-au îndreptat spre moarte, spre iad. De aceea Biblia spune mustrații și pe unii, dacă e posibil. Căutați să îi smulgeți ca din foc. Spre ce se îndreaptă când se despart de biserică? Spre oameni care n-au legătură cu Dumnezeu, care nu le vor binele, care îi vor conduce din rău în mai rău. Și păstă ei vine un duh de orbire. Nu pot să înțeleagă, nu pot să vadă. Ca și ginile lui Lot. Tu le vrei binele și mostrându-i, arătându-le care e calea pocăinței, ei au impresia că glumești. Pe unii reușim să stopăm procesul acesta de despărțire de biserică. La alții, nu. Cei care ne ascultă și se întorc, revin la principiile biblice, îți salvați și mântuiți. La asta cred că se referă. Dacă fratele Vasile... Da, frate Bogdan, dacă aveți ceva de zis. Epistola Iuda vorbește despre lupta care trebuie să o ducem pentru a păstra credința noastră în Domnul Iisus Hristos.
iar versetele acestea completează lista preocupărilor sfinte pe care ar trebui să le avem în perioada aceasta cu scopul de a ne păstra credința. Versetul 22 vorbește despre metoda pe care putem folosi scopul acesta în sensul de a îi ajuta și pe alții să se încadreze în lupta pentru păstrarea credinței. Mustrați pe cei ce se despart de voi. Aceasta este o metodă biblică, o pot face cei care sunt chemați pentru asta, așa cum spunea fratele mai înainte. În versetul 23, ni se descoperă scopul pentru care facem ce facem. Căutați să mântuiți pe unii smulgându-i din foc. Haideți să ne imaginăm că am fi pompieri și ar trebui să salvăm pe cineva dintr-un incendiu, cam în ce fel am lucrat sau am fi dintre cei care ne-am implicat într-o asemenea acțiune de salvare. Cam așa trebuie să facem cu oamenii care se despart de Domnul și care ajung să se lepede de credință. Să-i mântuim. Nu-i mântuim noi, dar îi conducem spre mântuirea Domnului Iisus Hristos sau spre ridicarea celor care ajung să cadă în diverse stări nespirituale și felul acesta e să lucrăm ca cei ce salvăm pe oameni din foc. Și a doua parte a versetului 23, de alții fie vă milă cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Cum ar trebui să lucrăm? Cu milă, dar și cu frică, ca nu cumva să fim și noi întinați. Vedeți, cuvântul carne aici, în simbolistica biblică, înseamnă fire pământească, păcătoasă. Să fim foarte atenți să nu ajungem și noi să fim ispitiți sau să cădem într-o situație dificilă din punct de vedere spiritual atunci când suntem implicați în această lucrare. Și chiar cuvântul Domnului spune în altă parte prin Apostolul Pavel, ai grijă să nu cazi și tu atunci când ești pornit în zona aceasta a recuperării pentru mântuire. Asta cred eu din versetele acestea. Foarte înțelept răspuns. Continuăm cu întrebări. 1 Samuel 28, versetul 19, frate Rafa, frate Vasile, dați răspuns. Unde a ajuns Samuel și unde a ajuns Saul și fiii lui, spune aici. Acum unde a ajuns Samuel? Era mort, trupul lui a ajuns în pământ, sufletul în locuința morților. Unde a ajuns Saul și fiii lui? Trupurile lor au ajuns în pământ și în funcție de relația lor cu Domnul, au ajuns în locuința morților. Ori în partea în care au fost Avram și săracul Lazar, ori în iazul cu foc. Biblia nu spune mai mult, atâta pot spune și eu. Amin. Răspunsul este perfect. Slavă Domnului pentru răspuns. Continuăm următoarea întrebare. Ionatan, spre exemplu, știm că a fost un om cu un suflet ales, fiul lui Saul. Mă îndoiesc că a ajuns în altă parte decât a ajuns și David mai târziu. Dar despre ceilalți nu prea spune multe Biblia. Cineva pune o întrebare foarte dubioasă că se poate lua cina Domnului fără un prezbiter sau un diacon? Nu știu cum de s-a ajuns să se pună întrebarea de asta. Totuși rog păstorii să dea răspuns. Cina Domnului în cadrul bisericilor să ia sub supravegherea sau rugăciunea se face de un slujitor al bisericii. Posibil ca în situații limită, nu știu, se poate să fie situații extreme, dar nu cred că e bine. Trebuie să fie luată așa cum o rânduie Domnul. Deci nu se poate. Oamenii trebuie să știe. Frate Vasile, noastră, ce părere aveți? Biblia nu deci aș părere. Dacă există excepții, nu înseamnă că este afectată regula.
Deci lucrarea aceasta de cină este un simbol nou testamentar care trebuie împlinit conform cuvântului lui Dumnezeu și în ordine, în regulă cu cele spuse de Domnul Iisus Hristos. Da, eu cred că trebuie de oameni ordinați care sunt într-o slujire specială în sensul acesta. Iar excepțiile nu distrug regula. De altfel, vedem în Scriptură, Domnul Iisus a instituit cina și îl vedem pe Petru și pe Pavel că vorbește de ea. Nu vedem alți oameni în Scriptură, frate Vasile, frate Rafa, să vorbească de ea. Deci, definitiv, nu se poate. Nu este nicio regulă, nicio abatere, nicio excepție. Biblia nu ne dă. Dacă nu ne dă, eu zic să ne ținem la cele scrise, frate Vasile, frate Rafa. Amin. Amin, așa este. Continuăm. Explicați, vă rog, Luca 8 cu 18. Luca 8 cu 18? Da. Luați seama, dar, la felul cum ascultați, că celui ce are i se va da, dar celui ce n-are i se va lua și ce i se pare că are. Aici, în context, se vorbește despre pilda semănătorului. Și sigur că, având în vedere explicația pe care o dă Domnul Iisus Hristos, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu, pământul este inima noastră, și totul depinde de felul în care ascultăm. Dacă avem un pământ bun, ceea ce avem este binecuvântat cu și mai mult rod, iar celui ce are, adică ce are celelalte forme de pământ neaducătoare de roadă, îi se va lua ceea ce îi se pare că are. Vedeți, aici spune despre oameni care au impresia că prin starea inimii lor, care nu îi corespunzătoare primirii cuvântului și aducătoare de roadă, ei se înșeală că sunt oameni neprihăniți, oameni care cunosc cuvântul, dar rămân doar la atât. Fie că e luată sămânța, ca în cazul pământului de lângă drum, sau este înnăbușită creșterea pentru a rodi astăzi seminței cuvântului Dumnezeu, toate aceste lucruri nu sunt de dorit. De aceea, felul în care ascultăm este de mare importanță, să ascultăm cu o inimă pregătită, cu o inimă după voia lui Dumnezeu, și dacă inima este împietrită sau este năpădită de îngrijorări, să desțelenim un ogor nou, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Osea și în cartea Ieremia, pentru a nu ajunge să pierdem binecuvântarea pe care cuvântul lui Dumnezeu o aduce în viața noastră. Frate Rafa? Da. E adevărat ceea ce a spus fratele Vasile. Mai vreau să spun uitați-vă la un sportiv care se pregătește. Are o anumită pregătire fizică, anumite capacități. Practicând sportul, antrenându-se, în fiecare zi primește noi puteri și noi abilități în sportul respectiv. Dacă unul și-ar dori, poate să aibă și el un nume scris în toate ziarele, dar nu aleargă, nu face gimnastică, nu practică un sport, va rămâne din punctul ăsta de vedere la fel. Pe când la cel ce are și practică sportul respectiv, mușchii, scheletul, abilitățile lui se vor dezvolta, va deveni tot mai performant. Așa și relaționarea noastră la cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai timp de Scriptură, dacă citești, te dedici, slujești Domnului, dăruiești, Dumnezeu va face ca slujirea ta să crească tot mai mult. Mi-aduc aminte, am început să ajut cu partea mea din partea Domnului și aveam un prieten care m-a ajutat la început cu haine.
Primeam haine, era prin anii 90, primiți din străinătate și le distribuiam. Și m-a rugat Domnul să-mi dea tot mai mult capacitatea asta de a ajuta și să-mi deschide noi orizonturi. Și Dumnezeu în scurgerea anului mi-a tot mărit. Mi-am făcut noi relații, frații, am oameni care mă ajută, cu care colaborez. Și poate că odată o să prezint lucrarea pe care o fac și modul în care o fac. Deci așa o văd eu. Cel care se pune în slujba lui Dumnezeu, care ascultă și care vrea să slujească Domnului, Domnul îi tot dă, îi mărește capacitatea. Și la cine îi se pare că nu are sau că are, îi se va lua și ceea ce îi se pare că are. Da. Vă rog, pregătiți Evrei 7:21. Evrei 7:21? Da. Da. Pe când leviții se făceau preoți fără jurământ, Iisus a făcut preot prin jurământul celui ce a zis: Domnul a jurat și nu se va căi. Tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchizedec. Deci, preoții proveneau din Levi, respectiv din Aron. Ceilalți care se trezeau din Levi erau oameni care slujeau la administrarea problemelor de la cortul întâlnirii, respectiv de la templu. Și se transmitea din generație în generație, potrivit seminției din care făcea parte, ca preoți sau ca leviți. Și lucrul ăsta s-a făcut prin dreptul de naștere, fără un jurământ. Pe când Dumnezeu, cu privire la Domnul Iisus, s-a jurat, parcă în Psalmul 110, cu versetul 4, mai rețin exact, spune așa: tu ești preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Melchisedec nu ne spune seminția, spune fără început, fără sfârșit. Domnul Iisus se trage din seminția lui Iuda, care nu avea dreptul de a sluji la templu. De aceea Dumnezeu s-a jurat referitor la Domnul Iisus că El e preot, e preot după rânduiala lui Melchisedec. Nu pe spiță de neam, ci prin voia lui Dumnezeu. Și prin aceasta, cred că versetul 21 din Evrei 7 corespunde temei generale epistole către evrei, care arată superioritatea Domnului Iisus Hristos. Și aici, așa cum spunea fratele mai înainte, fără a fi din spița leviților, da, aronică, marele nostru preot Iisus Hristos este de origine divină, și așa în Psalmul 110 cu versetul 4, în Psalmul acela mesianic, se vorbește tocmai despre lucrul acesta. Așadar, superioritatea preoției Domnului Iisus Hristos față de preoția aronică este în mesajul acesta, versetul 21, încadrat în tema epistolei către evrei. Da. Frumos răspuns. Este o întrebare, frate Rafa, frate Bogdan, la care, dacă îmi dați voi răspuns, eu că e foarte scurt, cine va spune așa: cine sunt îngeri din cartea Apocalipsa, care Ioan îi scrie îngerilor și celor șapte biserici? Sunt păstorii. Zice că îngeri bisericii din Sarde, din Filadelfia, din Sardinia scrie. Acolo e vorba de păstor. Deci păstor bisericii. Dacă din frații păstori mai au ceva de zis, vă rog. Amin. Amin. Cineva are nevoie de un sfat, frate Rafa, frate Bogdan? Nu știu ce să mă mai fac de 2 ani, îmi merge numai rău și nu se leagă nimic de mine. Îmi puteți da un sfat? Dragul meu, trebuie să scrii mai multe. Aici, așa, direct, nu poate nimeni să te sfătuiască ce ai de făcut mai mult decât să te pocăiești. Și dacă întreb ce e pocăința, atunci
Pocăința e un proces. Procesul ăsta începe din clipa când vrei să te pocăiești. Sincer să fiu, din ceea ce ai spus aici, Florin, dragule, depinde la ce te referi, că nu se leagă nimic de tine. Dacă poți să dai ceva mănunte, scrie-te mai în jos. Continuăm. Putem să ajungem în cer fără să fim botezați? Frații păstori, să răspund aici. Nu. Nu. Nu, nu și nu. Scurt. Frate Vasile, dacă... Excepțiile nu distrug regula. Dacă tâlharul de pe cruce a fost în situația respectivă și a trecut în zona mântuirii fără să fie botezat, asta nu înseamnă că învățătura despre botez a Scripturii nu funcționează. Da, trebuie să mărturisim credința în apa botezului. Corect. Pentru că singura regulă de la botez a fost tâlharul, conform Scripturii, că atâta vreme cât trăiește cel ce a făcut un testament, nu este încă valabil numai după moartea lui. După plecarea Domnului, rămâne valabil cine a învățat Domnul Iisus în Scriptură. Acum se ridică o întrebare. Dacă cineva se pocăiește astăzi și trece dincolo, dar se pocăiește cu adevărat și nu a mai avut timp și Dumnezeu știe asta, dar dacă amâi în mod nejustificat, pe baza faptului că n-ai credință, am cunoscut un caz personal a unei doamne care au venit mult timp la biserică să ruga orice, dacă ne spuneam de botez, nu putea să facă pasul. Din nefericire, a încheiat capitolul vieții fără să meargă până la capăt. Frate Vasile, o zici Dumnezeu în Scriptură așa, eu dau viață, eu mor. Nu se poate ca cineva să întoarcă la Domnul și suveranul care e singurul Dumnezeu să nu-i acorde timp de a încheia un legământ cu el. Cu excepția, cum a spus dumneavoastră, că o tot lungit-o. Domnul nu-i devine. Evident, nu. Trecem la următoarea întrebare. Judecător 14:4, frate Vasile, frate Rafa. Cum se explică căsătoria lui Samson cu filisteanca? Venea de la Domnul? Biblia spune că ei nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Dumnezeu nu putea să consimtă la ceva care el l-a oprit. Cu atât mai mult la un om, cum a fost Samson Nazire. Ce venea de la Domnul? De la Domnul venea lucru pentru care a fost rânduit Samson, să elibereze pe poporul său de filisteni. Asta vine de la Domnul. Nu căsătoria lui, nu curviile lui, nu petrecerile lui cu filistenii, alea nu vin de la Domnul. Perfect, așa cred și eu. Iar aici nu cred că e vorba de faptul că Dumnezeu i-a autorizat căsătoria. Tata și mama lui Samson probabil n-au știut momentul în care fiul lor începea să intre să-și facă lucrarea despre care i-au vorbit îngerul atunci. Dar cred că din momentul ăla au înțeles, probabil. Acum Samson, într-adevăr, a umblat în zone interzise, vedem viața lui cât e de sinusoidală, să zic așa, cu urcușuri și coborâșuri, dar eu cred că aici este vorba de momentul în care Samson a început cu adevărat să intre în acțiunea asta. Să vă explic, poate va fi puțin hazlie modul în care vi-l spun. Dumnezeu a ales pe Samson să elibereze pe poporul lui și Dumnezeu cred că a ales și metodele prin care să facă lucrul ăsta. Acum, Dumnezeu ne-a ales să vestim cuvântul Domnului, nu? Vă aduceți aminte de acel măcelar care și-a propus și el să vestească cuvântul Domnului și și-a scuțat cuțitele. Și intră cineva în măcelărie și zice, crezi tu în Domnul Iisus? Și el dădea cu cuțitul parcer. Și omul a zis, cred. Ei, Dumnezeu nu ne-a chemat să vestim Evanghelia așa, nu? Mă înțelegeți ce vreau să spun. Da. Și pe Samson, Dumnezeu l-a chemat să elibereze și o stabili și metodele. El a folosit alte metode. Pavel spune, noi întrebuințăm o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești. Deci la asta se referă acolo. Da. Biblia spune așa, tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul. Căci Samson
căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor. Deci era îngăduit de Domnul să treacă prin situația asta. Exact. Continuăm întrebările. Frate Florin, dacă tot anunțați să nu se mai scrie și altceva, deci înseamnă asta neascultare? Așa că nu. Nu, sora Aura, nu. Oamenii trebuie să înțeleagă, deci nici eu nu sunt perfect, nu nimeni perfect, numai Domnul Iisus. Anunț tot timpul, sunt alții care intră, nu știu ce am anunțat eu. Și, na, se întâmplă, îngreunează se desfășurarea programului, a întrebărilor, nu altceva. Da. Alte întrebări aici, mai este una, frate Rafan. Ezechiel 37, 24 la 28. Ezechiel 37? Da, 24 la 28. Nu mă împic. Între timp citesc dorința unei surori. Dragi frați, vă rog dacă se poate să mă răspundeți. Eu nu sunt botezată, dar pentru copiii mei pot face prezentare înaintea Domnului, chiar dacă eu nu sunt botezată, vă mulțumesc, Domnul, să vă binecuvinteze. Frate Rafa, dacă ai înțeles, răspunde. Nu prea am înțeles. Dragi frați, vă rog, dacă se poate să-mi răspundeți. Eu, aici ai doi de nân, ar veni, nu sunt botezată. Dar pentru copiii mei pot face prezentare înaintea Domnului, chiar dacă eu nu sunt botezată? Vă mulțumesc. Cred că la mijlocire se referă sau să le vestească Evanghelia. Bineînțeles. Da. Dar răspunsul are din partea mea și îndemnul din partea mea, nu amâna. Îi poate ultima chemare. Împacă-te cu Domnul. Amin. Da, să citim. Ezechiel 37, de la 24 a zis, da? Da, la 28. Robul meu David, să fac o precizare, deci cartea lui Ezechiel vorbește despre, împărțită în două, vorbește despre modul în care Dumnezeu se retrage și își retrage ocrotirea și slava din templu de peste Israel și partea a doua vorbește de reîntoarcerea lor sub slava în binecuvântarea lui Dumnezeu. Acum, citim. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei copiilor și copiii copiilor lor pe vecie. Și robul meu David va fi voivodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi înmulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul, care sfințește pe Israel, când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Amin. Nu înțeleg. Întrebarea, totuși, care e întrebarea? Nu pune nicio întrebare. Ezechiel 37, 28 la 28, cu ajutorul Domnului. Domnul să vă binecuvânteze, frați slujitori ai lui, Ezechiel 37, 28, probabil că e pentru noastră, pentru slujitori. Nu știu. Vreau ca fratele Cred Vasile... Cred că se referă, frate Vasile, la întoarcerea din robie. Da, sigur, aici e profeția întoarcerea din robie. În același timp, cred că e și un salt peste câteva mii de ani, vreo 2000 și ceva, când Domnul își va strânge poporul înapoi în Israel. E vorba și de întoarcerea lor din robia babiloniană, în timpul lui Ezra Nehemia, cât și privește viitorul, când Domnul va instaura în Israel împărăția de 1000 de ani. Da, așa este. Mulțumesc. Altă întrebare care a apărut
că nu toate mintă, când intră pe computer, când pe laptop, când pe telefon. Cine va spune așa? Cum să știu pentru cine să mă rog și pentru cine? Nu, ca să nu intru în lupte cu duhuri pe care Dumnezeu mi le-a pregătit. Ba, Biblia e foarte clară. Biblia e foarte clară. Faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru dregători, pentru cei puși în slujbe, pentru slujitori. Deci, în privința asta e clară. Da, astea-s rugăciuni generale. Există situații când o persoană e demonizată. Și au fost situații când frați slujitori au mers mai mulți, s-au rugat. Știți ce s-a întâmplat în Efes? Când cei 7 fii ai lui Sheva, sau mai bine zis, cei 2 din cei 7 fii ai lui Sheva, acel preot, s-a dus la un demonizat, spune că Duhul din ei s-a activat, ca să folosesc un cuvânt modern. S-a ridicat împotriva lor și prin om i-a bătut, i-a schingiuit și i-a dezbrăcat. Deci, în cazurile de rugăciuni de exorcizare, duhurile se manifestă cu putere. Sunt situații când prin acel pentru care te rogi, să rogă slujitorii, îți duhuri necurate care au urmărit pe slujitori și aduc aminte la păcate din viața slujitorilor. Sunt duhuri de frică. Când te rogi, vine duh de frică, îți bate inima de a impresia că îți sare din piept. Ei, asta poate să o facă oricine. Au fost situații când s-a rugat și a trebuit să-l țină familia pe cel pentru care s-a rugat, până a fost eliberat. Și nu vreau să mă duc mai departe, deci pentru astfel de situații nu poți să te rogi. Deci nu în sensul ăsta, nu că nu te poți ruga Domnului să aibă milă de familie de el, dar în astfel de situații se cere autoritate, o pregătire, o anumită, de fapt nu anumită, trebuie trimitere din partea Domnului. Corect. Trebuie să fie mai mulți slujitori pentru că sunt cazuri deosebite. Mă bucură un mesaj, frate Rafa, frate Bogdan. Bianca Tudor tot o spune așa, vă mulțumesc din suflet, mi-ați deschis ochii. Chiar mâine voi suna la biserică pentru botez. Sunt prea mulți ani de când am în această ocazie și astăzi mă sunt foarte pregătită. Nu am niciun dubii. Amin. Amin. Domnul lucrează prin voi toți. Vă rog să nu abandonați această lucrare, că Iisus are planul pentru foarte multă lume. Sper că m-am explicat corect, spune Bianca Tudor. Ne bucurăm, dacă ne poți spune Bianca Tudor și unde vrei să te botezi, orașul sau la ce biserică și cum, m-aș bucura enorm. Poate reușesc să particip. Cu fratele Rafa și cu fratele Vasile. Doar ești rodul nostru. Frate Vasile, te rog, explică-mi cum câștigăm biruința asupra lumii din 1 Ioan 5, versetele 4-5. După care vreau să-mi pregătească fratele păstor Rafa, Luca 10:9. Cum s-a apropiat Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu de ei? Frate Vasile, acum. 1 Ioan 5, versetul 4. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu, biruiește lumea. Și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede în Iisus, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Sigur că Domnul Iisus Hristos se roagă și spune, nu te rog să iei din lume. Dacă am fi luat din lume, într-un fel am scăpat aparent, pentru că oricum lumea este, noi ne naștem în păcat de influența lumii în care trăim. Problema se pune altfel. Conform acestor versete, ceea ce câștigă biruința asupra lumii este nașterea noastră din Dumnezeu și credința în care trăim în fiecare zi din viața noastră. Vedeți,
Asta e așa o prezentare la modul general, dar dacă facem, să zic așa, o secțiune în zona aceasta a schimbării noastre, a nașterii din nou, a trăirii prin credință, e bine să știm, cred, în primul rând, ce este lumea. Și lumea știm că este un sistem cultural care are în spate, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, în Ioan 12:31, pe Domnul lumea acesteia, și acesta este Satana. Știm foarte bine, având în vedere că sistemul acesta de căzut de la fața lui Dumnezeu e locul în care noi ne ducem existența, e bine, în primul rând, să știm lucrul acesta. Și un alt lucru important, este bine să știm tactica sau felul în care sau prin care sau cu care suntem atacați și lucrează diavolul prin sistemul acesta împotriva noastră. Știm că lumea promite că ne va îndeplini nevoile pe care noi le avem și în principiu acestea sunt nevoia de semnificație, de siguranță, de acceptare, dar toate acestea sunt împlinite prin alte metode decât cele ale lui Dumnezeu. Și are un fel de abordare specific în sensul acesta. Pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieții. 1 Ioan 1, de la 15 la 17, da? Și lumea ne prezintă o imagine aparent completă, dar e falsă. Pentru că este așa ca în lumea virtuală. Noi, de exemplu, putem să ne prezentăm pe internet într-un fel în care nu suntem și putem să ducem în eroare pe mulți oameni și se întâmplă multe catastrofe în relația dintre oameni ce intră pe linia aceasta virtuală și nu cea reală. E bine, și lumea ne poate prezenta anumite imagini aparent complete despre ceea ce poate și ceea ce face, dar acestea, nefiind din zona realității cuvântului lui Dumnezeu, ne duce pe noi în eroare această situație. De aceea e bine să știm ce-i sistemul acesta și felul în care lucrează. Dacă știm, tactica dușmanului ne este simplu și ușor să ne apărăm. Schimbați prin Iisus Hristos și trăind în credință, avem biruință asupra lumii și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Până fratele Rafa îmi va pregăti un răspuns la întrebarea ce l-am rugat, vă rog să vă pregătiți, frate Vasile, să ne explicați tuturor Ezra 7:10. Acum, fratele păstor Rafa, să ne dea o explicație din Luca 10:9. Cum s-a apropiat împărția lui Dumnezeu de ei? Frate Rafa. Expresia din versetul acesta îi cuvintele Domnului care au trimis pe cei 70, doi câte doi, să meargă în cetățile pe unde avea să treacă el. Și Domnul i-a dat indicații clare. Prin autoritatea cu care Domnul i-a înzestrat pe ucenici, a fost să scoată duhurile necurate, să vindece pe bolnavi și să vestească Evanghelia. Și împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de ei prin mai multe lucruri. În primul rând, lucrarea în care împăratul avea să intre în lumea noastră și să depună jertfa era aproape. Cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia, era vestită săracilor care primeau mântuirea. În Vechiul Testament, vă rog să fiți atenți, nu există nicio situație de exorcizare. Singura situație în care se vorbește a fost de exorcizare. Când David cânta lui Saul, spune că duhurile nu-l mai chinuiau până la o vreme, dar reveneau. Dar nu există altă situație în care să fie eliberați oamenii de duhuri necurate. Cei care sub influența duhurilor necurate, ucideau, curveau, făceau vrăji, ghiceau, erau eliberați cu ghilimele de rigoare prin moarte, erau condamnați
la moarte după lege. Păcând aici, Domnul le dă autoritate să scoată duhurile, să vindece pe bolnavi. Și toate lucrurile astea au fost profețite și evreii știau, când va veni Mesia, se vor întâmpla lucrurile acestea. Și faptul că se întâmplau, lor le dovedea că Mesia a venit. Și cred că ăsta e răspunsul cel mai. Faptul că lucrurile se întâmplau, vindecări, eliberări de demon, dovedeau că Mesia a sosit. Mulțumesc! Vreau să rog pe cei de pe YouTube, din acest moment, să vă scrieți cauzele de rugăciune. Pentru mine, pentru fiica mea, pentru soția, pentru soțul. Vă rog, din acest moment, numai și numai cauze de rugăciune. Vă mulțumesc! Frate Vasile, până să răspundeți dumneavoastră, rog pe fratele Rafa să pregătească Luca 11:21. Cine este omul cel tare și bine înarmat? Frate Rafa, Luca 11:21. Frate Vasile, vă rog să-mi dați răspuns. Citesc Ezra, capitolul 7, cu versetul 10. Da. Căci Ezra își pusese inimă să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Știm foarte bine momentul când cuvintele acestea sunt scrise. E vorba aici despre poporul lui Israel ce se întorcea din robie. Imaginați-vă ce înseamnă o robie de 70 de ani, înseamnă o generație despărțită de țara și de închinarea despre care Biblia vorbește că era specifică poporului Israel. Acum avem abundență de cuvânt, avem libertate și versetul acesta și tot ceea ce se întâmplă în cartea Ezra și Nehemia probabil nu înseamnă foarte mult. Dar omul acesta, spune cuvântul lui Dumnezeu, își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului. Aceasta însemna câteva lucruri foarte importante într-o generație și într-un popor ce a stat așa de mulți ani sub o cu tot o altă influență. În primul rând mă gândesc că Ezra a recunoscut cuvântul lui Dumnezeu ca fiind venit din partea lui Dumnezeu pentru el și pentru popor. Apoi s-a așezat să studieze cuvântul lui Dumnezeu. E așa de important, cred, să înțelegem de aici că el a studiat cuvântul ca să îl împlinească în viața lui și să primească înțelepciunea de care are nevoie pentru a învăța și pe alții. Și lucrul acesta s-a întâmplat pentru că Nehemia capitolul 8, începând chiar cu versetul 1, spune că a fost deschisă cartea legii lui Dumnezeu, poporul s-a adunat acolo la întâlnirea aceea și preotul Ezra a adus legea înaintea adunării alcătuită din bărbați și femei și din toți cei ce erau în stare să o înțeleagă. Și spune că el a citit în carte de dimineață până la amiază pe locul deschis dinaintea porții apelor. Omul acesta doar aici a lecturat din cuvântul lui Dumnezeu, oamenii au fost atinși și mai este un lucru interesant. Dacă citiți dumneavoastră, veți vedea de la 3 la 8, a ales și pe alți oameni care urmau să ajute la lucrarea aceasta de explicare a cuvântului lui Dumnezeu. S-a extins ceea ce spune cuvântul Domnului în versetul 10, capitolul 7 din Ezra. Dumnezeu a pus și în inima altor oameni lucrarea aceasta de a se adânci în cuvânt și a explica și altora pentru ca generația aceea să înceapă să apropie de Domnul și să fie binecuvântați. Aici un exemplu pentru noi și noi trebuie să punem în inima noastră această dorință într-o lume aparent cu abundență de cuvânt, dar foarte departe de Domnul, ca ei să înțeleagă, să se pocăiască și să-și mântuiască sufletele. Amin. Frate Rafa, dați-mi răspuns, vă rog, la ceea ce v-am rugat și după aceasta vom face o rugăciune pentru cei bolnavi.
Da, în Luca 11, cu, de la versetul 14, Domnul vindecă pe un îndrăcit mut și mai mari lui Israel, deși erau conștienți că face lucrarea aceasta cu puterea lui Dumnezeu, îl acuzau din invidie că el vindecă sau eliberează pe cei îndrăciți cu puterea Domnului dracilor. Și Domnul le aduce această pildă cu un om care îi înarmat și în siguranță în casa lui. Prin aceasta vrând să arate că diavolul, când a intrat și a posedat pe cineva, își are bine stabilit în persoana respectivă reședința. Un om poate să se lupte cu un duc necurat? Nu poate. Și Domnul spune atunci, dacă diavolul e înarmat și stă în siguranță în casă, trebuie să vină cineva mai puternic, mai mare, mai bine înarmat. Și acela cine-i? Acela e Domnul Iisus Hristos. Deci noi trebuie să fim conștienți că în astfel de situații nu putem avea biruință decât dacă Domnul Iisus e cu noi și dacă ne înzestrează cu autoritate. Atunci, de glasul lui, câteodată, prin vocea noastră, Domnul face lucrări de felul acesta. Cred că ăsta e sensul. Diavolul în viața cuiva își stabilește reședință. Și în ce vieți face lucrul ăsta? În oameni care se tem și slujesc Domnului? Sau în oameni care, prin anumite practici, păgâne, vrăjitorești, sau prin păcat, permite diavolului sau îi dă acces să intre în viața lui? Și diavolul, când a intrat, stăpânește, posedă. Singurul care poate aduce eliberare e Domnul Iisus. Frate Vasile, aș vrea să mai răspund la o întrebare, te rog, după care că văd că frații încep să schie abia acum mai cauzele. Ce învățăm din modelul rugăciunii Tatăl nostru, Matei 6, 9 la 13? Între timp rog pe fratele pastor Rafa să îmi pregătească un răspuns la mai puțin să vedem cum să o formulez. Așa, Luca 11 cu 5.2. Care este cheia cunoștinței pe care au pus mâna învățătorii legii, frate Rafa? Frate Vasile, vă rog. Din rugăciunea Tatăl nostru învățăm cum să ne rugăm. De fapt, aceasta a fost și dorința ucenicilor. E bine să o știm pe din afară și cred că toți cei care poartă numele de creștin știu rugăciunea Tatăl nostru. Acum noi știm că rugăciunea este expresia sinceră a inimii și a minții noastre. Noi nu avem rugăciuni scrise pe care le citim de undeva, așa cum există această practică. Dar ce învățăm din rugăciunea Tatăl nostru, care e bine să o rostim ori de câte ori credem lucrul acesta, învățăm cum să ne exprimăm înaintea lui Dumnezeu cu interiorul nostru, în mod sincer, pentru că rugăciunea este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Cam ce ar trebui să cuprindă rugăciunea noastră? Sigur că sunt rugăciuni ca lui Petru, în care el a spus doar atât, Doamne, scapă-mă! Și Domnul Iisus Hristos i-a dat scăpare în momentul acela. Sau sunt rugăciuni tip Ghețiman, să zic așa, când în anumite circumstanțe strigăm către Dumnezeu și cerem anumite lucruri. Dar în principiu, viața noastră de rugăciune sau expresia inimii și minții noastre sincere înaintea lui Dumnezeu ar trebui să conțină adorare, referindu-ne la aspectul acesta, mă gândesc că ar trebui să îl cinstim pe Dumnezeu și el aici îi învață pe ucenici să spună Tatăl nostru care ești în ceruri. Să-L adorăm, să-L ascultăm, să-L respectăm, să-L acceptăm. Este Cel care ne poartă de grijă, ne ascultă nevoile. De ce nu ne
corijează, ne îndreaptă atunci când nu suntem așa cum trebuie. Atunci când noi declarăm pe Dumnezeu ca Tatăl nostru, de aici decurg responsabilități de care noi trebuie să ne achităm, iar pe de altă parte recunoaștem cine este Dumnezeu în viața noastră. În textul rugăciunii Tatăl nostru apoi se vorbește despre sfințirea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă slăvire, laudă, înseamnă să fim în măsură să-i păstrăm reputația și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să-L sfințim în viața noastră și în viața celor, în ochii oamenilor din jurul nostru. Pentru că ei să vadă lucrul acesta. Vie împărăția ta, facă-se voia ta. Este o afirmație a puterii lui Dumnezeu în viața noastră. Înseamnă încadrarea noastră în voia lui Dumnezeu. Și de fiecare dată obișnuim să spunem în rugăciune, Doamne, facă-se voia ta. Pentru că voia lui Dumnezeu este cea mai potrivită pentru noi. Știm că și Domnul Iisus Hristos face același lucru când se roagă în grădina Ghețimani și spune, totuși facă-se nu voia mea, ci voia ta. Așadar, iată, învățăm cum să ne organizăm rugăciunea și în afara excepțiilor, să zic așa, de care am vorbit la începutul acestei prezentări, e bine să avem în vedere toate aceste lucruri. Avem voie și Dumnezeu ne învață să ne rugăm pentru pâinea cea de toate zilele, pentru problema iertării, deoarece dacă noi nu iertăm, nici Domnul nu ne iartă. E foarte important să îl rugăm pe Dumnezeu să ne întărească în aspectul acesta, în această disciplină practică creștină, iertarea, izbăvirea de ispită. Nu duce în ispită, izbăvește de cel rău. Asta nu înseamnă că ne aduce Dumnezeu în ispită. Ideea este de a fi biruitori și Dumnezeu să ne ajute să avem odată cu încercarea și soluția de a ieși din încercarea aceasta și ea există în cuvântul lui Dumnezeu și călăuzirea lui Dumnezeu. Și sigur, recunoașterea autorității divine. Sunt, iată, câteva aspecte pe care noi le învățăm din rugăciunea Tatăl nostru și Dumnezeu să ne ajute să avem o rugăciune după voia lui Dumnezeu și o viață de rugăciune corespunzătoare. Amin, frumos răspuns. Frate Rafa? Versetul 5.2 din Luca spune așa, vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Care e cheia cunoștinței? Cunoașterea cuvântului Dumnezeu. Ei cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Știau ce trebuie să facă. Făceau? Nu. Și cei mai trist, spune că i-ați împiedicat și pe cei. O interpretat cuvântul lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, încât erau atât de stufoase, încât pentru popor nu erau accesibile. Deci și prin exemplu personal, și prin falsificarea sau prin îngreunarea înțelegerii cuvântului Dumnezeu prin tot felul de interpretări rabinice. I-au împiedicat și pe oamenii simpli care pur și simplu nu știau ce trebuie să facă. Oameni sinceri care erau îndrumați greșit. Atât prin exemplu fariseilor care spune Biblia că erau mari iubitori de bani. Și când oamenii simpli veneau și un fariseu le spunea, fiți darnici, fiți buni, miloși, și erau zgârciți și acaparatori, gata să înghită tot ce puteau. Ce efect aveau învățăturile lor? Exact contrariu. Deci la asta se referă. Cărturarii aveau acces la cunoașterea cuvântului Dumnezeu, ei nu îl împlineau, și prin modul în care îl interpretau, îi opreau și pe alții. Ceea ce e un păcat dublu. Da. Dragii mei, pe dosia asta ne oprim aici. Rog pe fratele Cornel Bai să citească cauzele care sunt scrise pe chat-ul de pe YouTube. Eu mă voi uita până fratele Cornel.
mă voi uita să le citesc cele de aici. Sora Valeria Pindican spune să ne rugăm pentru fratele ei ca Domnul să-i dea liniște. Amin. Vă dați seama că sunt situații și situații când nu se poate numai prin ajutorul Domnului să scăpăm de anumite lucruri. Voi citi eu cauzele fratele Cornel, probabil că e ocupat în aude. Vă rog să vă rugați pentru familia mea ca Domnul să-i aducă la pocăință, spune Bianca Todor. Bianca Sara, vă rog să vă rugați pentru familia mea, Violeta Leta, pentru vindecarea mea și pentru familia mea. Domnul să lucreze să aducă copiii mei la pocăință. Pantelimon Spermezan, vă rog să vă rugați pentru soția mea să dea Domnul vindecare. Adela Rafa, pentru Nicu și Simona, pace și liniște. Mulțumesc. Tom Alexandru, vă rog să vă rugați pentru mine și pentru Toma Elena, mântuire. Mulțumesc. Rodica Lingurar, vă rog să vă rugați și pentru familia mea, pentru mama greu bolnavă și pentru soțul bolnav cu dializă, pentru mine și pentru soțul cu COVID-19, este în comă de 3 zile. Vă mulțumesc. Adela Rafa, pentru Cristi și Alexandra, mântuire. Aura, vă rog sprijiniți-mă în rugăciune, soțul mâine se internează la spital la ORL. Un dul i-a apărut sub ureche, merge pentru investigații mai amănunțite, dar îl doare și capul. Domnul să-i dea putere și să-l vindece. Amin, zic eu din toată inima. Muntean Violeta, Domnul Slave să privească în dreptul fiecare cauze să aducă izbăvire. Leucica Bărbos, pentru familia mea, mântuire, să-l cunoască pe Domnul. Claudia Olea, pentru familia mea, pocăință. Adelina Caltea, să ne rugăm pentru cei căzuți ca Domnul să lase mântuire, să se întoarcă din nou la el. Eusebio Ovidiu, pentru sora Cami, cu familia, pentru Vasile și Lidia, cu familia, pentru Sebi, care are picior diabetic, și pentru familia mea. Maria Hulpea, pentru soră bolnavă, grav, trebuie să se opereze. Vă mulțumesc anticipat în numele Domnului. Rodica Lingurar, și totodată și pentru cei doi fii ai mei, ne mântuiți. Vă rog frumos și fiți binecuvântați de Domnul. Aura, pentru Rahela, Petrică, mântuire, pentru Levi, luminița căzută de la credință, Domnul să se îndure. Dorica Argoni, pentru copiii mei și pentru nepoții mei, pentru mântuire, vă mulțumesc. Viorica Petre, pentru familia Demeter, pentru unitate. Batin, Ana, 6 ani, diabetică, insulină dependentă de insulină din Timișoara. Și David, 6 ani, diabetic, dependent de insulină din Arad. Doamne, ai milă, te rog. Copii mici. Cornelia Adam, pentru o familie dezbinată, Domnul să lucreze să aducă pacea lui și să se mântuiască. Doamne, îndură-te. Persida Tudor, să ne rugăm pentru Adina și Adi. Pace și liniște. Adi are atac de panică. Doamne, ai milă. Ioana Carmen Rus, pentru toți cei nemântuiți din familie noastră și pentru toți fiii risipitori. Amin. Teofil Cristia, vă rog să ne rugăm pentru un frate din America cu numele Marcel. De un an de zile, medicii nu au găsit un tratament pentru boala de care suferă. Se simte foarte rău. Vă mulțumesc în numele Domnului. Domnul să găsească el tratamentul și să-l vindece. Vă rog în numele Domnului să mă supliniți rugăciunea pentru două cauze, ca Dumnezeu să-mi dea răspuns. Dumnezeu să vă binecuvânteze, spune Ioana. Gabi, să ne rugăm pentru familia lui, Persida și pentru Beniamin. Nona Izvoranu, pentru fiii mei, Emanuel și Cristian, mântuire, pentru mine, vindecare. Sorin Avram, vă rog să vă rugați și pentru mine și familia mea, vă mulțumesc. Pentru nora mea, Flori, și pentru nepotul meu, Ricardo, mântuire și sănătate, spune din nou Nona Izvoranu. Dragii mei, aduc înaintea Domnului pe soacra mea bolnavă de diabet cu probleme cu picioarele, Domnul s-o vindece, soția mea cu durere de umărul stâng, Domnul s-o vindece, acel copilaș cu acea boală rară, Domnul să-l vindece. Domnul să vindece pe cumnatul meu Boldor, care mâine se duce din nou la Cluj pentru citostatice. Este păstor, Domnul să-l vindece. Domnul să dea îndurare sorii Maria de la Oradea, să o vindece în urma citostaticilor. Aici am mai primit o cauză. Să vă rugați și pentru o familie care are un copil ce este bolnav, ca Domnul să-l vindece. Să ne rugăm pentru Marc, copilul familiei Coșocărescu, ca Domnul să vindece și să lucreze. Dacă frații păstori mi-au cauze, vă rog să le aduceți. Da, să ne rugăm pentru o fetiță de 10 ani, Elisa, a fost operată de apendicită și probabil că au rămas resturi, s-au spart apendicele, au rămas resturi în corp, se simte foarte rău. Domnul să se îndure și să atingă de ea.
pentru sora Simona Paul de la noi. A fost operată la cap, Domnul să aibă, să aibă milă și să-i dea vindecare deplină. Să ne rugăm pentru un frate, Damian, de lângă Cluj, a avut cancer, a revenit, Domnul să stopeze și să dea vindecare deplină. Să ne rugăm pentru Sandu Negrușel, ca Dumnezeu să se îndure. Amin. Pentru fratele Aurel Popa, am uitat să-l anunț, cu Parkinson, Domnul să se îndure și să lucreze. Aici am mai purt o cauză pentru Sebi și soția, vindecare de COVID. Frate Rafa, înalți o rugăciune pentru aceste situații. Dacă se poate să aduc și eu cauzele. Frate, iartă-mă, iartă-mă, Cornel, te rog. Să aduc familia Hostiuc înaintea Domnului, Dumnezeu să lucrezi la inimile lor, să cercetez, să aducă la pocăință. Pentru familia Hostiuc, Dănuț și Angela, pentru Ionuț Andrei Hostiuc, Ovidiu Hostiuc, Florin Hostiuc, Florin Hreceniuc, Dumnezeu să aducă la mântuire. Să aducem înaintea Domnului și pe micuțul Fabian, de 6 anișori, Dumnezeu să lasă vindecare, să atingă și de el. Să aducem frații slujitori care în fiecare seară se pun la dispoziția Domnului, fratele Grigori Rafa, fratele Grigori Talpo, fratele Vasile Bogdan, fratele Florin, Peter. Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le îmbrace cu puterea Duhului Sfânt, să ne poată sluji Evanghelie curată și să avem hrană zilnică care să ne apropie spre cer. Să nu uităm și de cauza fratelui Pavel Ionese, de familia lui, să îi susținem în rugăciune ca Dumnezeu să dea biruință. Să nu uităm de fratele Cornel Gerasim, sora Adina, și de toți cei din grupul hrană zilnică, Dumnezeu să... Cei care au nevoie de vindecare, Dumnezeu să atingă de ei, cei care au nevoie de alinare, Dumnezeu să îi aline, cei care au nevoie de îmbărbătare, Dumnezeu să îmbărbăteze. În toate numele Lui să fie slăvit. Amin. Să ne rugăm pentru Helmut, cumnatul soacrei mele. Am înțeles că în săptămâna aceasta urmează să-l ducă la Târgu Mureș. Dumnezeu să se îndure și să-i dea vindecare. În fața Ta, Doamne, venim cu mulțumire. Îți mulțumim pentru că viețile noastre au preț în ochii Tăi și am putut și în seara aceasta, Doamne, să venim la părtășie, să ne bucurăm de harul Tău. Îți mulțumesc pentru fratele Florin, Doamne, îți mulțumesc pentru fratele Talpoș, pentru fratele Vasile. Îți mulțumesc, Doamne, pentru cei care slujesc în cântare, în poezie, în îndemnuri, în vestirea cuvântului Tău. Doamne, mă rog pentru fratele Florin, pentru echipa care administrează, Doamne, acest grup de părtășie. Te rog să-i binecuvintezi. Mă rog pentru fratele Florin, în mod deosebit, să-l păzești, să-l ocrotești, să-l întărești. Ai milă de soția lui, de copiii lui, de nepoții lui. Ascultă-le, Doamne, dorințele și rugăciunile și binecuvântă-i. Mă rog pentru soacra lui, Doamne, este în vârstă, bolnavă, îndură-te de ea. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pentru toate cauzele care au fost aduse, Doamne, atât pe Zoom cât și pe YouTube. Răspunde Tu. Doamne, mă rog pentru cei care sunt bolnavi de cancer. Doamne, unii dintre ei au suferit operații și sunt la recuperare. Te rog să-i întărești, să-i păzești. Alții, Doamne, urmează să intre în operații. Doamne, fii Tu cu ei. Nu-i lăsa singur nici o clipă, ci te rog, Doamne, ca Tu să dai pricepere medicilor, să-i întărești, Doamne, și să le dai vindecare de plină în numele Domnului Iisus. Mă rog pentru cei bolnavi, Doamne, de COVID. Doamne, ai milă. Știm cât este de nemiloasă boala aceasta. Stopează Tu procesul acesta. Ușurează suferințele. Dă putere, Doamne, și izbăvește de sub puterea acestei boli. Doamne, există copilași. Atâția copilași, Doamne, care sunt aduși. Unii cu diabet. Alții, Doamne, au suferit operații și operațiile, Doamne, necesită noi intervenții. Mă rog pentru fetița aceasta, Eliza, în numele Domnului Iisus, te rog, îndură-te. Mă rog pentru toți copiii, Doamne, care au nevoie de ajutorul Tău, de intervenția Ta. Doamne, în numele Domnului Iisus, ai milă. Unii sunt cu boli rare, cu boli grave. Doamne, intervino Tu și dă vindecare. Mă rog, Doamne, pentru frații în vârstă. Doamne, te rog să-i păzești, să le binecuvintezi bătrânețele. Doamne, păzește și ocrotește-i Tu, dându-le vindecare celor bolnavi. Mă rog, Doamne, pentru cei care sunt bolnavi
cu boli, Doamne, ale capului. Unii au Alzheimer, alții, Doamne, Parkinson, alții boli, depresii, anxietate, Doamne, sau alte stări, atacuri de panică. Doamne, mustră Tu orice duh, lasă, Doamne, liniște și pace, lasă binecuvântare. Mă rog pentru familiile fraților, pentru cei, Doamne, care și-aduc copiii, unii s-au depărtat, Doamne, de pocăință, Doamne, îndură-Te și readu-i Tu. Unii, Doamne, n-au cunoscut încă calea pocăinței, vorbește-le Tu, cercetează-i, schimbă-i. Doamne, unii se roagă pentru părinții lor nemântuiți. Îndură-Te, Doamne, ai milă, fie îndurarea Ta, Doamne, peste casele unde diavolul a făcut spărturi, acolo unde a produs răni și durere și suferință. Și, Doamne, numai Tu cunoști starea care este în sufletele acestor frați. Lucrează Tu și adu alinare în numele Domnului Iisus. Binecuvântă frații care mijlocesc și surorile, Doamne, care se roagă pentru cei dragi. Răspunde, Doamne, rugăciunile lor. Fii, Doamne, cu cei care călătoresc. Ocrotește și păzește-i Tu. Binecuvântă-i, Doamne, și ajută-i să fie păziți, Doamne, de îngerii Tăi. Îți mulțumim că ne asculți, Doamne. Credem că Vei lucra. Binecuvântă, Doamne, viața noastră fiecăruia. Păzește-ne Tu și ocrotește-ne. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Eliberează, Doamne, de sub patimi, de sub pofte. Doamne, ai milă de cei care sunt posedați sau influențați de diavolul. Doamne, spune un cuvânt, mustră duhurile, rupe legăturile, eliberează, Doamne, și dă libertate deplină în numele Domnului Iisus. Pentru toate îți mulțumim și te slăvim. Rămâi cu noi, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Frate Vasile, au mai apărut două cauze, nu le-am văzut. Sora Dan Ana spune că să ne rugăm pentru mama dumneai ei, este cu noi aici la părtășie, și sora Dana să ne rugăm pentru soțul căzut de la credință. Doamne, îndură-te! Pe lângă rugăciunea de binecuvântare și protecție, te rog, frate Vasile, amintește și aceste două cauze. Tatăl nostru care ești în ceruri, glorifică numele Tău. Mulțumim frumos pentru Domnul Iisus și îți mulțumim pentru harul pe care și în seara asta l-am avut de a sta în părtășie. Mulțumim frumos pentru că ai desfășurat Evanghelia înainte ochilor noștri și a inimii noastre și a minții noastre. Dorim să o înțelegem, să o primim și să o trăim în fiecare zi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru felul în care Tu ai știut să lucrezi în viața noastră până aici, mai ales în ultimele zile. Ne-ai condus în călătorii, Doamne, mulțumim pentru fratele Florin, care a ajuns cu bine acasă, pentru fratele Nelu Tomșa, Doamne, mulțumim și pentru călăuzirea de care mi-ai făcut parte mie, soției mele, mulțumim că suntem din nou acasă și, Doamne, avem înainte din nou o săptămână pe care o punem în mâna Ta și Te rugăm în dreptul fiecăruia Tu să dai binecuvântare cerească, protecție divină atunci când cel rău încearcă, Doamne, să fim ispitiți și în momentele în care noi trebuie să Te prezentăm pe Tine. Te rugăm frumos să asculți rugăciunile făcute pentru bolnavi și fiecare cauză în parte Tău cu noi, Doamne. Avem certitudinea faptului că prin credință, rugându-ne înaintea Ta, Tu ne asculți și la vremea potrivită în voia Ta răspuns, de aceea Te lăudăm pentru răspunsurile pe care le ai pregătite. Te rugăm, Doamne, pentru mama sorei Dan Ana, Doamne, Tu să Te înduri, să o binecuvintezi, să-i dai sănătate, să o ții în mâna Ta în credință și toate lucrurile, Doamne, Tu să îi fii binecuvântare până la capăt. Aș vrea să ne rugăm pentru cazul acesta soțului, acestei familii care a căzut de la credință, Doamne, ridică-l, Doamne. Câtă vreme mai este har și el este în viață, Te rog, Doamne, întoarce-l spre Tine cu fața și binecuvintează, Te rugăm, familia aceasta. Aș vrea să ne rugăm și pentru persoana care s-a hotărât să Te primească în inimă și Te mărturisească, binecuvintează-o, ține-o în credință, Doamne, și fie hotărârea aceasta să fie luată pentru toată viața. Acum, Doamne, îți mulțumim încă o dată că ai fost cu noi, că ne-ai protejat în închinarea din seara aceasta. Te rugăm, binecuvintează-ți robii pe mai departe și în noaptea aceasta, Doamne, stăm sub protecția Ta, ca de altfel de ne îngădui săptămâna aceasta să trăim. Te rog să fii cu noi, să ne însoțești și să ne binecuvintezi cum știi mai bine. Te rugăm frumos să ne protejezi, Doamne, de boala aceasta de COVID, ai milă de cei bolnavi.
Te rugăm frumos, Doamne, pune capăt acestei pandemii, pentru că puterea și autoritatea este mea. Noi ne rugăm cu credință și avem speranța unui răspuns favorabil în sensul acesta. Ajută-ne să ne pocăim în fața acestor probleme și scopul pe care Tu l-ai cu privire la noi să fie atins. Fii binecuvântat în toate și pentru toate, în numele Domnului Iisus Hristos și prin călăuzirea Sfântului Duh. Amin. Amin. Dragii mei, aș dori să mai dau loc sorei Violeta și sorei Pintican să laude pe Domnul cu o cântare și sorei Alina, după care ne vom apropia de încheierea acestei seri. Vom începe cu sora Pintican, continuăm cu sora Violeta și încheiem cu sora Alina. Glorie Domnului! De ce suflete disperi în plângerii vale? Tu nu știi că și Iisus a mers pe această cale. De ce ești descurajat? Domnul tău jertfă s-a dat ca să fii tu mângâiat în plângerii vale. Aleluia. Ești descurajat, Domnul tău jertfă s-a dat ca să fii tu mângâiat în plângerii vale. Încercarea-i calea vieții și a fericirii. Prin ea tu găsi vei sigur calea mântuirii. După ce vei suferi, el te va desăvârși, iar cu nuna biruinței atunci vei primi. Dacă în el te vei smeri, Domnul te va întări. Cu nuna vieții sfinte atunci vei primi. Domnul tău te-a cercetat prin foc și prin suspine, dar trece și în cuptor să strălucești mai bine. Zgura când se va topi, minunat vei străluci, iar Iisus în templul său cu drag te va primi. Zgura când se va topi, minunat vei străluci, iar Iisus în templul său frumos te va zidi. Domnul va veni în curând în slava frumuseții. Și celor ce-au biruit le dă cununa vieții. Atunci veșnic vom trăi, sus în cer ne-om veseli, și de Domnul în veci de veci nu ne-o mai despărți. Fericiții le vom mări, căci lacrimi nu vor mai fi. Domnul pe al său popor cu drag îl va primi. Amin. Domnul să vă binecuvânteze, sora Pintican, că la ora asta mai aveți vlagă de a cânta. Ne închinăm cu Tabita și Violeta. Nu va fi o veste mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cum s-a jertfit Iisus. Dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat, minunat. O, dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Zilnic mă înconjoară cu îndurare, văd la orice pas cât e de bun.
El mi-a dat pe veci răscumpărare. Pot și eu acum voi o să-i spun, dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat, minunat. O, dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce măriață e iubirea sa, și atunci în slava nevisată tot iubirea lui o vom cânta. Dragostea lui e lucrul cel mai minunat, minunat, minunat. O, dragostea lui e lucru cel mai minunat, minunat și pentru noi. Familia Tomșa, Domnul să te binecuvinteze, Tabita și Violeta. Domnul să vă binecuvinteze. Tabita, ești somnoroasă, așa-i? Acum ne chinăm cu familia Tomșa. Nu e lumea sfânt decât acela unde Hristos și unde s-a.
Domnul să te binecuvinteze, sora Alina. Dragii mei, aș dori ca frații păstori să aducă acel mesaj care îl aduc de obicei în fiecare seară, după care ne vom despărți de cei de pe YouTube și, desigur, nu vom mai sta mult nici cu cei de pe Zoom. Fratele Bogdan să aducă primul mesajul, pe urmă, fratele păstor Rafa. De la Smochin învățați pilda lui. Când îi frăgezește și îi înfrunzește mlădița, știți că vara este aproape. Tot așa și voi, când veți vedea toate aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape. Este chiar la uși. Amin. Fratele păstor Rafa. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le ascultă strigătul și scapă. Amin. Amin. Dragii mei, vă doresc o noapte binecuvântată. Vă rog să înțelegeți. Eu dimineața la 3:30-4 am ajuns din România, sunt extenuat. Ne oprim aici. Vă doresc o noapte binecuvântată. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Am observat că sunteți foarte ascultători, ceea ce denotă, nu vreau să vă laud, denotă pocăința care o aveți. Când un om ascultă de ceea ce eu îi spun sau păstorii, denotă, arată de fapt pocăința care o are. Și eu mă bucur că sunteți oameni credincioși care vă place să ascultați când rog să se scrie. Nu se scrie. E o dovadă, nu vreau să vă periesc pe nimeni, dar nici să nu fiu sincer, nu pot. E o dovadă a faptului că vă luptați și ne luptăm toți să fim plăcuți Domnului. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei de pe YouTube, chiar și pe cei de pe Zoom. Ne despărțim, dragii mei. Nu uitați să dați like-uri, să vă abonați și Domnul Iisus să fie în familiile noastre și în casele noastre. Dacă Domnul ne va da viață sănătate, mâine seară ne vom vedea din nou aici. Domnul vă iubește și ne iubește pe toți. Să-L iubim și noi pe El, să avem parte cu El. Aici, fratele Florin Petre.